Fain și simplu. Prezentat de Check Bank. Au fost multe momente și mulți oameni care pe mine m-au dezamăgit. Chiar dacă m-au dezamăgit, să știi că i-am iertat. Nu ți se pare că oamenii din showbiz te văd în continuare ca pe un copil și te tratează ca pe un copil? Ba da, și mă mai și deranjează. Tu imaginează că eu am avut hate în momentul în care eu am zis că sunt însărcinată. Și atunci are. Pentru că de ce sunt însărcinată la 23 de ani? Eu n-am voie să fiu însărcinată la 23 de ani, că sunt tânără. Situația familiei care era înainte să fii tu celebră? Financiar. Fix înainte, mama și-a vândut o bijuterie pe care o avea. Eu, ca să ies din acel contract, a trebuit să... Să ce? Să plătesc. Deci eu am ieșit plătind din acel contract. Cu bani? Da. Ca să poți să cânți? Ca să pot să cânt și să nu-mi întreb cariera. Niciodată. Eu n-am luat niciun leu. Eu am plecat și cu datorie de acolo. V-a făcut cadou o casă sau v-ar Niciodată, fi... nu. Am stat în același apartament din Rahova până ne-am mutat la 18 ani când am cumpărat o casă din banii mei, părinții. Ce frumos. Cu soțul tău și tatăl Anastasiei ți-a făcut cunoștință tata? Da, am o filmare cu Balvin și cu Enrique Iglesias în turneu, când îmi ascultau piesa mea Memories. Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Mă bucur că ne revedem în 2023, un an pe care eu mi-l doresc pentru noi toți, cei din comunitatea Fain și Simplu, să fie un an al creșterii. Și chiar de la început îmi doresc să creștem împreună, să învățăm unii de la ceilalți. Și am spus că misiunea mea e ca 2023 să fie anul creșterii, inspirat fiind de partenerul nostru principal, Check Bank. De altfel, prietenii de la Check Bank mi-au trimis și această agendă verde, pe coperta căreia scrie: suntem făcuți cu toții pentru a crește. Și a crește nu înseamnă doar numeric, doar a bate record după record, de a merge întotdeauna mai sus și mai sus. A crește este un proces al schimbării, e un proces al evoluției, de a te ridica după căderi și de a merge fără teamă uneori către necunoscut. A crește înseamnă să ai curajul să înveți fără frică, să tinzi spre cea mai înaltă și cea mai bună versiune a ta. Mulțumesc, Check Bank, pentru că ne dai ocazia să creștem. Și mulțumesc de asemenea și partenerului nostru, compania Beciul Domnesc, și în 2023 ne este alături. Cei de la Beciul Domnesc, nu mai trebuie să vă spun, sunt cei care cresc peste 1400 de hectare de vie și am învățat asta de la specialiștii în vin de la Beciul Domnesc. Via crește în fiecare an, dar nu face în fiecare an cel mai bun vin. Este rolul nostru de a ne depăși, de a munci mai mult, de a învăța mai mult pentru a obține cei mai buni din ceea ce avem în jurul nostru. Iar episodul pe care vi-l ofer astăzi este o conversație cu o artistă care continuă să crească de acum 10 ani, din ziua în care s-a lansat. Am fost acolo în ziua lansării ei, i-am difuzat pentru prima oară piesa la radio și peste noapte a devenit cunoscută în toată România. Cum a crescut o fetiță în femeia de astăzi, cum a reușit o artistă să crească în toți acești 10 ani, veți afla în conversația cu Nicole Sherry. În episodul de astăzi o am invitată, e probabil cea care este ultimul popstar născut în România cu adevărat peste noapte. Eu nu știu niciun exemplu de la lansarea ei și până în ziua noastră de star din muzică, din muzica pop, care să fie cunoscut succesul fulminant. Doar că în spatele acestui succes fulminant e o poveste de viață pe care o să o aflăm astăzi la Fain și Simplu. Bine ai venit, Nicole Sherry, și îți mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu pentru invitație. Să știi că îmi doream de foarte mult timp să vorbim așa fain și simplu. Și cred că asta e ocazia potrivită, pentru că anul ăsta se împlinesc fix 10 ani de când te-ai lansat. Și de când ne cunoaștem. Și de când ne cunoaștem, da. Practic din ziua lansării. Da. Asta e bucuria mea cea mai mare, că ăștia 10 ani te prind într-o perioadă și super împlinită și super aglomerată,
Acum nu știu dacă poate să existe împlinire fără, fără multă, multă aglomerare profesională. Nu, clar. Și actriță de film și o super lansare acum câteva zile, o melodie cu Carla's Dreams. Exact. Fix asta se întâmplă la 10 ani de la lansarea ta. Și mămică. Și mămică, exact. Un an și 4 luni are Anastasia? Un an și 2 luni. Un an și 2 luni. Un an și 2 luni. Urmează să facă un an și 2 luni. Da, probabil că dacă mă întrebai acum 10 ani, când m-am lansat, cum mă văd peste 10 ani, nu știu dacă le-aș fi enumerat așa pe toate cele întâmplate astăzi, dar da, pot să, dacă ar fi să vorbesc cu mine de acum 10 ani, clar mi-a spune același lucru pe care cred că îl făceam încă de atunci, de la 14 ani, uh-huh. Că aveam răbdare, că eram o fire răbdătoare, poate prea mult pentru vârsta mea, uh-huh. Știi? Și maturitatea asta, nu știu de unde o aveam, sincer. Pur și simplu ori cred că am fost construită așa de părinții mei, ori am dobândit-o și în timp, pentru că până la 14 ani m-am luptat destul de mult să fiu cunoscută. Tu ai și declarat într-un interviu, ai spus la un moment dat că înainte de Memories, că aia a fost lansarea fulminantă despre care vorbeam, nu mi se întâmpla nimic. Mă chinuiam să mă vadă cineva, eram cu moralul la pământ. Da. Au fost multe momente și mulți oameni care pe mine m-au dezamăgit. Adică dezamăgirile au fost încă de când pot să zic eu că mi-am zis, eu vreau să fac muzică, eu vreau să fiu artist. Și cumva cred că asta trebuie să înțeleagă toți adolescenții din ziua de astăzi, că din prima zi în care tu decizi că îți dorești să mergi pe acest drum, cum ai deschis ușa de-ai de prima dezamăgire? Și cred că asta e cam în orice meserie, dacă îți dorești să o faci la un nivel înalt, așa cred eu. Dar dintre dezamăgirile astea din copilărie, că vorbim despre adolescență ca vârsta lansării tale. Dintre dezamăgirile din copilărie e una care te-a marcat, pe care n-ai putut să o uiți și nici să o scoți de la suflet? Cred că nu am uitat oamenii care m-au dezamăgit. Unu. Și doi, chiar dacă m-au dezamăgit, să știi că i-am iertat. Pentru că pe mine m-a ajutat în momentul acela să evoluez, odată eu ca și să mă maturizez pur și simplu, și asta cred că m-a făcut să fiu, să-mi dau seama exact ce-mi doresc să fac în viață, să-mi dau seama că drumul clar nu este ușor și că trebuie să ai tot felul de momente mai puțin bune ca să-ți dai seama când vine momentul ăla bun și să-l apreciezi. Și asta spuneam, i-am iertat, pentru că și dacă ar fi să dau timpul cu 10 ani în urmă, aș urma toți pașii și aș cunoaște fix oamenii pe care i-am cunoscut. Dar dă-mi un exemplu, cum pot oamenii mari să dezamăgească, să frângă aripile unui copil care își dorește cel mai mult pe lumea asta să cânte? Păi uite, o să-ți dau exemplu de primul producător și producătorul cu care m-am lansat eu, da? M-am bucurat enorm de mult că l-am întâlnit. Practic, eu am fost la un casting, da? Am intrat într-un studio și mi s-a spus: Nicol, acum cântă. Bineînțeles, auzind în căștile din studio un negativ, un instrumental care mi-a fost pus. Practic, atunci am fost pentru prima oară pusă în situația de a cânta și de fapt a compune, că acolo a fost acolo mi-am dat seama că eu pot să și compun, adică că, da, îmi vin idei, că îmi vin linii melodice pe care eu le pot transforma ulterior poate într-un hit, și asta s-a și întâmplat, pentru că Memories, multe dintre persoanele poate de atunci, oricum de atunci nimeni nu știa, pentru că cumva treaba asta trebuia ascunsă sau trebuia dat cezarului cei al cezarului, și atunci fiind producătorul, adică la meu. Momentul lansării Memories nimeni nu știa că de fapt e piesa ta. Nu. Practic, toate laudele erau într-un singur loc. Se duceau într-un singur loc, pentru că așa a și fost, așa am și avut acorduri la acel, la acel moment. Eu oricum, neștiind ce se întâmplă de fapt cu o piesă, că e important să fii,
să ai niște procente din acea piesă, că e important și că e mare lucru pentru un artist, pe lângă că e artist și cântă și, nu știu, interpretează o piesă pe una dintre cele mai mari scene, să zicem. Important și să știe să compună, să spună asta oamenilor și să se laude, pentru că să dezvolți și latura asta e, în primul rând, cred că te completează ca și artist. În momentul ăla nu știam, eram mică, îmi doream doar să mă fac auzită și să mi se confirme că nu visam. Uh-huh. Cred că asta, dacă aș putea, că nu visez, știi? Să nu mai îmi zică, băi, Nicola, vedetă, te faci tu. De fapt, nici măcar vedetă, că eu nu ziceam niciodată că vreau să fiu vedetă. Eu vreau să fie muzica mea ascultată și să ajung la sufletul oamenilor. Un lucru pe care, nu știu dacă la vârsta aia, acum, dacă aș întreba un copil, ar spune asta. Pentru că ei își doresc faima, să fie viral, să... Cred că s-a mai pierdut un pic din esența aia de atunci. E adevărat, dar tu n-ai devenit doar o fată virală. Tu chiar ai devenit popstar peste noapte. Asta spun, că din punctul meu de vedere ești ultimul exemplu de popstar care s-a născut peste noapte. Adică am difuzat în dimineața aia piesă la radio și în maxim o lună de zile te știa deja toată țara. Ne mai vorbim faptul că toată România, ceea ce se întâmplă rar, cântă versurile în engleză ale unui artist român. Da. Revenind, cum te-a dezamăgit atunci producătorul? El își dorea pur și simplu ca el să se afirme. Adică nu mai era vorba de... Atunci mi-am și dat seama că, până la urmă, știi, oamenii mă văd pe mine ca pe un produs. Dacă lor le iese ce trebuie, nu e meritul meu, pentru că și eu am muncit, știi? E numai meritul lui și atât. Și atunci... Dar când ai simțit asta? După... Imediat după mail, după ce toată lumea a început să-l caute. Pe el? Da, da, da. Pe el implicit pe mine, uh-huh. Da? Că toți oamenii voiau să mă vadă la... să mă aibă invitată în emisiuni sau eu mai știu alte... să fiu prezentă și poate și în alte studiouri și atunci... Atunci mi s-a spus că nu pot să merg unde, peste tot unde vreau eu. Cumva mi s-a zis că dacă vreau să stau numai acolo, dacă nu, să nu mai cânt. Și atunci pentru mine a fost un moment foarte greu, pentru că... Asta la cât timp după lansarea Memories? Nici nu mai știu să-ți zic. Câteva... Adică relațiile s-au răcit relativ repede, da, după... Repede, da? Repede, pentru că ulterior mi-am dat seama că nu... Nu puteam să fac mai mult acolo și nici nu cred că ar fi înțeles, de fapt, că eu, până la urmă, eu sunt și un om extrem de, cum să-ți spun, loial și dacă știu că un om pe mine m-a ajutat, mă gândesc mereu la cât m-a ajutat omul ăla pe mine și cum să-i dau înapoi, știi, să ofer la schimb ajutor și încredere. Fără să mi se ceară, adică pur și simplu o fac pentru că așa simt și că așa mi se pare normal. Uh-huh. Dacă mi-ai făcut un bine, să ți-l dau înapoi. Dar cum ai fi vrut tu să te exprimi? O să trecem și la partea de management artistic, care atunci era cumva în cărca tatălui tău, dar nici tatăl tău nevenind din... Tata niciodată n-a fost zona asta, managerul meu, a fost tatăl meu în primul rând. Și asta cred că n-au înțeles foarte mulți oameni din industrie. Că în primul rând el îmi apărea mie interesul. Cine să o facă mai bine decât tatăl tău, nu? Adică orice manager aș fi avut și oricum, chiar dacă am avut această relație cu el și de a manageria și a discuta subiecte importante și lucruri pe care eu mi le doresc în cariera mea, în primul rând eram tată și fică și el mă asculta mai bine decât oricine. Era clar că dacă ziceam, tată, nu am chef să merg astăzi acolo, el înțelegea și îmi spunea, ok. Adică niciodată, nici măcar odată nu m-a folosit, că poate unii oameni au impresia că și părinții își mai folosesc copiii și dacă li se pare că le iese lor ceva, și cred că sunt exemple, haide, du-te. Niciodată nu s-ar fi pus problema de așa ceva. Adică dacă eu nu-mi doream... Și noi n-am făcut asta pentru bani. Adică cred că și de aici pornesc multe lucruri. Și în momentul în care vezi că... Acum cred că ar trebui să vorbim și asta până la divorțul de primul producător, ca să zic așa. Cred că ar trebui să vorbim și despre asta. Cum erați voi ca familie înainte de
a fi tu celebră. La fel cum suntem și acum după 10 ani. La fel de sinceri, totul se discută așa pe masă, se așează fiecare și se fac legăturile și după tragem linii și vedem ce avem și ce putem face și cu ce am rămas din urmă. Uh-huh. Adică... S-a vorbit la un moment dat că succesul ăsta al tău, care a însemnat, cred, și câștiguri financiare pentru familia ta, a scos cumva familia din sărăcie. Nu. Asta se vorbea atunci. În primul rând, eu am fost nepoata tuturor când m-am lansat. Cum adică? Că eram nepoata nu știu cu ce milionar, ce așa. Nu știu cum. Pe mine nu m-a ajutat nimeni. Real m-am ajutat eu pe mine. Și sora mea m-a ajutat, pentru că ea a citit mesajul, a citit un mesaj pe Facebook, un anunț de fapt în care se spunea că se caută talente și că trebuie să vin la studio. Deci practic pe mine sora mea m-a ajutat, că m-a trimis la un casting, atâta tot. În rest, clar, o mare parte din succes, chiar dacă am avut o dezamăgire, eu datorez omului care a avut încredere în mine și a pus primii bani și a investit în clipul pe care l-am făcut cu Alex Ceaușu în vamă. La Memories. La Memories, exact. Bogdan, nu? Bogdan. Da, Bogdan. Mai ții minte despre ce sumă era vorba? Nu habar știu, oricum, de bani. Pentru mine și contau. Pentru mine era uluitor că un om a avut încredere în mine și a investit și îmi face un clip și mi-a făcut o piesă. Dar câți bani a câștigat real, vorbind despre showbiz? Ideea e că piesa aia putea ajunge la nivel internațional, Mihai. A avut foarte, foarte multe oportunități. Doar și unde crezi că s-a ratat? Nu știu. Ideea că ieșirea în afară. Eu știu că au zis, eu la momentul acela știu că au fost și am în continuare oameni care mă urmăresc. Era vorba de Pitbull, de DJ-ul lui, după a fost J Balvin, pentru că cu Balvin de atunci, reală, eu și acum am o filmare, trebuie să o caut prin telefon. Uite, chiar nu mi-am dat seama să o caut înainte să o arăt aici pe live. Am o filmare cu Balvin și cu Enrique Iglesias în turneu, când îmi ascultau piesa mea Memories, în 2013. Putem să dăm filmarea asta în podcast? O găsești? O caut. Da? O caut și ți-o dau. Ideea e că eu de atunci, iCloud-ul meu, zăi seama, eu și acum am salvat iCloud-ul de acum 10 ani și îmi dă o eroare că nu mai merge să deschid videoul, pentru că numărul de telefon și conversația o mai am și acum. Doar că nu merge să deschid, că nu-mi citește. Numărul de telefon al lui J Balvin. De atunci, pentru că după și l-a schimbat și mi l-a dat, ce crezi? Îl ai și pe ăsta de acum. Da, vorbim. Pentru că așa l-am și întâlnit de fapt, că am vorbit cu el în privat ca să ne întâlnim la Untold. Dar da, asta zic. Deci Enrique Iglesias a fost difuzată în America. Adică aveam oameni și fani de-ai mei, admiratori de atunci, care îmi spuneau: uite, Nicol, că am auzit piesa ta în America, că o să fie foarte mare, foarte bine pentru tine. Adică știu și am auzit foarte multe, dar cred că undeva s-a oprit. Nu știu exact. Nu știu. Nu pot explica. Oricum. Da, ai făcut vreodată vreun calcul revenind cu întrebarea asta? Nu. Câți bani a câștigat Memories? Nu am făcut pentru că... Dar la momentul ăla tu ce câștiguri? Ce parte aveai sau familia ta? Oricum din și dacă aș fi avut o parte, eu ca să ies din acel contract a trebuit să... Să ce? Să plătesc. Deci eu am ieșit plătind din acel contract. Cu bani? Da. Da. Nu o să zic niciodată suma și așa mai departe, dar eu ca să nu-mi închid cariera, eu a trebuit să plătesc un prim contract al meu. Ca să poți să cânți? Ca să pot să cânt și să nu-mi întrerup cariera, pentru că dacă ar fi fost să merg pe bună dreptate, probabil, poate reușeam, dar ar fi însemnat timp. Poate chiar mă înțelegeam pe Wogan, pentru că eu aici nu vreau să-l scot pe el lupul rău, pentru că eu și în momentul ăsta, dacă m-aș întâlni cu el, i-aș mulțumi, i-aș strânge mâna și i-aș spune că m-a ajutat enorm de mult și că a fost primul om care a avut încredere în mine. Dar eu cred că nici el nu știu să gestioneze exact. Pentru că nici situația. El nu era din zona asta. A fost luat de val. Dar a fost o dezamăgire pentru mine că s-a întâmplat în final așa, că aș fi văzut altfel. Adică cred că se putea ajunge la un consens și pa strânge mâna pur și simplu și poate de ce nu să mai colaborăm. După am mai fost. Dar ai mai vorbit cu el de după atunci? După am mai vorbit și am mai încercat și am zis: băi Bogdan, nu putem să mai, știi... Să reîncălzim ciorba. Nu mai merge pentru reîncălzită sub nicio formă. Asta adică... e o altă întrebare a oamenilor și... Cumva conversația asta noastră este, cum ziceam la începutul podcastului, că îmi doresc să fie un an al creșterii pentru fiecare dintre noi. E o conversație despre cum să crești în carieră, dar creștere nu înseamnă un grafic de ăsta care se duce tot în sus. Așa. Creștere numai așa am înseamnă fost. Să te ridici când cazi, să
mai urci puțin atunci când cobori, după ce cobori și așa mai departe. Despre asta e conversația de astăzi și întrebarea pe care voiam să o pun era: de ce crezi că în ăștia 10 ani n-a mai ieșit încă un Memories? Și vorbesc de un hit care în engleză. Pentru că nici măcar eu n-am putut să mai fac un Memories. E foarte simplu. Dar cum ți-a ieșit Memories prima oară? La Mihai, 13 eram ani. Cu Silviu, producătorul piesei care a făcut instrumentalul și efectiv am intrat în studio, am dat cap coadă un ghid, a ieșit din studio și a zis: Bogdane, avem hitul. Îți jur că fix așa s-a întâmplat. Eu în viața mea de când, uite, că au mai trecut 10 ani peste, mie nu mi s-a mai întâmplat să dea cineva un hit cap-coadă și să zică: Bogdan, avem hitul, și chiar să fie hitul ăla. Și stai așa, nu era vreun producător care să fie avut 10 hituri înainte. Toată lumea era la început. Bogdan era, Silviu producea și producea foarte bine și chiar m-am reîntâlnit la petrecerea Global cu el după mult timp și mi-a zis că s-a reapucat de muzic. Și am zis: Doamne, ce bine, că el la un moment dat s-a și lăsat, sau sper să zic bine, oricum. Uh-huh. Important e că revenise din nou în prim plan, așa, ca să zic, sau încearcă uh-huh. să revină în prim plan. Și mi-a zis că s-a reapucat de muzică. Și am zis: mă bucur. Și i-am zis atunci: zic, poate mai facem un Memories 2. Și tu ai cântat în engleză de la început? Am cântat în engleză. După versurile au fost făcute după acea linie melodică, dar ideea în sine a pornit de la... Practic, oricum, și dacă asculți Memories și după mi-au spus și mie oameni de specialitate și compozitori și așa mai departe, și mi-a zis: bă, știi ce este uimitor la această piesă? Că, de fapt, ea n-are un refren cum sunt refrenele. Era ta la 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 yeah, Memories. Asta e partea, mm-hmm. da, din, cum ar fi, de pe drop. Și era... stai că nu mai știu, Doamne. I said, remember every second, every minute, every hour, the day you left me, that there was a cold but day in summer. I was 14, I was a child, if you feel... Stai să ajung la refren. I still got memories, uh-huh. I keep in under my bed every day. Adică asta ar putea fi și o strofă, știi? There's no regret, but I hope I forget no way for turning back. Adică... nu e un refren mare cum te aștepți la un refren, știi? E ceva așa foarte chill, care îți place să-l auzi repetitiv, cred. Cumva tu vrei să-mi spui că Memories nu are rețeta unui hit, nu. Și că a fost o întâmplare care e irepetabilă în cariera, exact. Unei artiste. Și chiar în... S-a întâmplat pentru că trebuia să te lanseze, exact. Cumva pe tine. Eu ceva... cred în asta. Eu cred în trenul pe care ți-l... dă Dumnezeu odată, mm-hmm. și dacă știi cum să-l folosești. Adică, uite, real, dacă eu sau dacă tata ar fi fost o persoană care mi-ar fi zis atunci, în momentul ăla, și el n-ar fi văzut cu adevărat că în momentul în care s-a întâmplat acea discuție un pic mm-hmm. deplasată, el n-ar fi văzut că, de fapt, cariera mea s-ar fi putut încheia dacă continua pe acel sistem și nu ar fi zis: bă, hai să găsim o soluție. Eu cred că rămâneam la Nicol, fata care era cu codiții și cânta Memories. Și acolo s-ar fi oprit tot. Ți-a fost frică vreodată în ăștia 10 ani că vei rămâne la condiția asta? Adică ai simțit vreodată amenințarea asta? Real? Am simțit-o atunci la început după Memories, că nu știam exact încotro să o iau și nu știam oare acum voi fi acceptată, nu voi fi acceptată în alte studiouri, cum mă vor primi oamenii. Pentru că până atunci, imaginează-ți, până în punctul în care pe mine... până la urmă să mă vadă cineva și să zică: da, măi, vreau să bag bani în piesa asta și să bag bani în clip, că real asta s-a întâmplat, au fost bani băgați într-o piesă și într-un clip, și într-o piesă, de fapt, în studio, oricum era studioul lui, gen. Da, că vreau să înțeleg cum s-a întâmplat. Familia ta a primit atunci când tu ai semnat cu casa respectivă de producție, nu știu, un avans, o sumă de bani, astfel încât tu să intri în... Am avut ăsta. Un om care pe mine m-a ajutat și e un om pe care niciodată nu o să-l pun în... El se știe și câteva persoane apropiate din cercul nostru de prieteni îl știu. Nu aș putea să-i spun numele pentru că nu știu dacă și-ar dori neapărat. Dar este dar un e om... o persoană cunoscută? Sau? Nu e o persoană cunoscută, uh-huh. este familia mea, acum a devenit familia mea. Și v-a ajutat în la ce mod? Ne-a ajutat în momentul acela ca noi să reușim să ieșim din contract cu acea sumă de bani.
A, nu, eu nu mă refeream la asta și bănuiesc că atunci a fost o sumă destul de mare, erai un artist sincer, care avea multe concerte. Sincer, nu știu acest subiect, pentru că... Aveai 15 ani, 16 ani, cât aveai? Da, aveam 14 ani, de fapt, că nici măcar nu împlinesem 15 ani și niciodată nu... Adică mi-au ascuns acest lucru pentru că n-au vrut, nu știu, au considerat că e mult. Am așa o vagă idee, dar... Mm-hmm. Cu 5-0 ori, 6-0 ori. Nu vorbim, nu. Asta nu. Probabil dacă ar fi fost aici tatăl tău, ne-ar fi spus. Dar nici nu cred că ar fi spus. Și oricum nu mai contează. Nu, da, eu nu mă refeream la momentul în care ai ieșit din contract cu casa asta de producție, ci la momentul când ai intrat ca să te semneze. Tata v-a ajutat cumva financiar? Nu, financiar nu. Doar erau puse niște clauze și totul era la el. Eu mă refer la zvonurile care circulau eu n-am luat niciun leu. Eu am plecat și cu datorie de acolo. Adică... S-a vorbit că pentru, mă rog, a te semna, v-a făcut cadou o casă sau v-ar niciodată, fi... Niciodată, nu. Am stat în același apartament din Rahova până ne-am mutat la 18 ani când am cumpărat o casă din banii mei, părinți. Ce frumos! Deci, cam așa s-a întâmplat. Nu mi-a cumpărat mie nimeni nicio casă. Singurul om care m-a ajutat, într-adevăr, m-a ajutat să ies din acel contract și eu sunt morală am o datorie față de el toată viața mea, pentru că și dacă aș fi tot neamul meu, n-aș fi reușit să strâng nici măcar 1000 de lei, nu vorbesc de mai mult. Să le zic eu că știți că eu vreau să fiu vedetă și că mă ajutați pe mine. Ar fi zis, nu iartă-mă, ce te ajutăm noi pe tine. Acum, 1000 de lei am zis puțin, dar așa am dat... Da, financiar, situația familiei, care era înainte să fii tu celebră? Financiar? Fix înainte, mama și-a vândut o bijuterie pe care o avea ca eu să merg la un ultim concurs de muzică, pentru că eu atunci am zis că va fi ultimul concurs de muzică la care particip. Deci acum tu trage concluzia cât de bine era financiar sau nu. Am avut și momente... Că nu... Dar costa atât de mult să te înscrii la un concurs muzical. Da, era nu, dar tață. Era, pentru că era în alt oraș și era o deplasare destul de costisitoare. Și în general era costisitor să mergi. Dar în aceeași perioadă din copilăria mea am avut și momente când mergeam la mall și nu aveam limită să îmi iau ceva din mall. Adică eu știu și cum e să ai și cum e să nu ai. Adică eu n-am cunoscut și oricum niciodată n-am fost... Pur și simplu, a fost atât de deschisă relația mea cu părinții mei, încât îmi ziceau, Nicoleta, avem? Nicoleta, luna asta, mai moale. Dar nu vedeam ca pe o tragedie sau... Acum eu nu ți-am zis că să-mi iau eu milă din partea oamenilor, că mama... Nu! Cred că și eu, dacă aș fi într-un impas, să zic, din punct de vedere financiar și fata mea și-ar dori să meargă, nu știu, într-o vacanță sau ceva care și-ar dori ea foarte mult, nu știu. Dă-mă-ne, poate și-ar dori o jucărie. Cred că m-aș rupe din ce am eu ca să îi oferi ei. Adică e perfect normal să faci asta, știi? Adică cred că orice părinte care își iubește copilul și își dorește să-l vadă fericit face asta pentru copilul lui. Dar asta zic, eu nu am subliniat doar ca să zic, vai Doamne, cât de amărât eram. Nu, n-am fost niciodată amărâtă încât să nu îmi permit unele lucruri, dar au fost momente când o deplasare ca aceea era destul de costisitoare și mama a trebuit să facă un efort ca să mă ajute pe mine. Și culmea, atunci am câștigat premiul cel mare și i-am dat banii înapoi mamei. Aha, deci chiar ai luat premiul cel mare. Dar să iei premiul cel mare la concursurile astea nu însemna de fapt nimic. A fost o sumă mare de bani atunci, mai ales pe vremea aia. Adică nu te făceau... star peste noapte concursul ăsta. Puteai să câștigi un... Gândește că am mers cu piesa lui Jessie J, Mama Knows Best. Eram îmbrăcată cu franjuri, cu pantaloni de piele și ținte, ceea ce era ciudat pentru un concurs de muzică unde se cântau șlagăre și toată lumea trebuia să vină îmbrăcată așa foarte elegant. Știi cum era pe atunci? Adică eram cumva atipică printre toți copiii. Dar am zis că oricum eram, de fiecare dată mă enervam că pe mine niciodată nu mă înțelegeau oamenii și proful meu de canto mi-a zis atunci, domnul Mihai mi-a zis, măi Nicol, eu nu cred că o să iei niciun premiu cu piesa asta, că nu se înțeleagă nimeni ce cânt tu aici, GCG cu ținte, cu astea, e mult prea tipic. Și am zis, proful, eu n-am nimic de pierdut, eu vreau să mă duc să mă simt bine, să cânt melodia asta că îmi place mie și mi se pare că GCG are o tehnică vocală și eu am reușit să învăț această melodie grea și eu vreau să mă simt bine. Și a zis, bine atunci, du-te cu ea.
Culmea a fost că au fost și oameni. Atunci mi-am aduc aminte că era chiar Silvia Dumitrescu în juriu și cumva a înțeles nebunia mea. Și oameni care, într-adevăr, mă mai văzuseră în concursuri, care au înțeles prestația mea și că e un nivel înalt. Am vrut să spun întrebările astea despre ce și cum erați voi înainte de a fi tu celebră și a câștiga bani. Mai ții minte ce procent câștigai din nimic, concert? Nimic, atunci nu, booking-ul nici nu... Booking-ul avea... Deci eu am avut concert abia după ce s-a terminat toată treaba cu... Da? Cu Bogdan, da, nu, nu. Nu, și chiar atunci a fost foarte amuzant că tatălui meu i s-a zis că eu ar trebui să merg pe o sumă foarte mică. Și tata a zis nu, decât să meargă fata mea pe suma asta, mai bine merge pe nimic. Nu câștigă nimic. Aha. Și el atunci a zis cam pe cât, unde crede el că m-aș încadra eu ca prim artist. Și a zis, când găsiți un concert pe banii ăștia, am anunțat și noi mergem. Până atunci mergem pe nimic. Și după a fost sunat și s-a confirmat că avem un prim concert cu suma pe care tata o propusese. Deci, poate n-avea cunoștință tatăl tău, dar a avut flair. Da. Și ți-am pus toate întrebările astea, spuneam, ca să le arăt cumva ascultătorilor că e o poveste a unei artiste lansate la adolescență care a avut parte de o relație poate nu perfectă cu tatăl, cu familia, dar o relație care în niciun caz n-a fost toxică. Pentru că sunt o mulțime de, și dau exemplul lui Britney, de povești care s-au frânt din cauza relațiilor mai mult de interes decât de paterne sau filiale între... Tocmai de asta am și subliniat când ți-am zis că dacă nu aveam chef, tata pe mine nu mă obliga. De aici îți poți da seama ce fel de relație aveam în primul rând. Adică înainte de Nicole Sherry, cum eram eu numită atunci, eu eram tot Nicoleta care dacă nu avea chef sau... nu voia să facă un lucru, nu-l făcea pentru că nu simțea să facă acel lucru. Sau da, ei tău au renunțat amândoi la... Mama oricum era casnică, iar tatăl meu, din momentul în care și-a dat seama că eu am devenit cunoscută, oricum a fost și singurul om real care a crezut în mine atunci, pentru că cu luni înainte, până să ajung la acel casting, îmi zicea, Nicoleta, o să vezi tu peste câteva luni să dai autografe, tată, o să facă lumea poze cu tine pe scenă și... pe stradă și eu aceea cu mama și cu sora mea chiar mi-am zis, Doamne, a nebunit ai cătul ăsta, numai vedetă te vede cu poze, cu alea, ce Doamne iartă-mă, adică era atât de pozitiv încât la un moment dat nebunea pe noi familia lui, râsul de ce tot visa el, concerte, tot felul de chestii foarte mari pentru mine la momentul ăla, mai ales când eu îmi luasem foarte multe șuturi, că în primul rând un copil nu poate să fie pe radio, că în al doilea rând, dacă nu ești sexy și nu ai ceva să arăți, ce să cauți tu pe TV sau cum ai putea să reușești, când trebuia să fii pachetul complet și trebuia să arăți ceva ca să ieși în evidență în... Da, e adevărat că n-ai avut nimic din ceea ce înseamnă rețetă. Poate în Statele Unite se mai lansează, da, fabrica de staruri Disney asta. Mai lansează copii. Eu trăiam cu ideea asta, pentru că de ce? Așa îi spuneam în mereu. România nu era asta. Da, îi ziceam, de ce în America se... Asta era pentru mine, de ce în America se poate și în România nu? Și spuneam, mamă, eu o să demonstrez în România și o să fac ce n-au făcut alții aici. Și am zis că o să fiu o deschizătoare de drumuri. Asta îmi doream. Asta mi-am dorit. Deci tatăl tău e cel care a crezut cel mai mult în tine. Da. Da. A fost primul care nu a crezut în mine, pentru că atunci când m-am apucat de muzică la 9 ani... El când m-a auzit pe mine că... Am mai spus asta oricum. Nicoleta, cântăreață te faci. El zicea, tu te la școală, vezi de ale tale, mai zăpăci cu muzica ta. El, cunoscând persoane din showbiz și așa mai departe, știa că e destul de greu și că ce se întâmplă și așa mai departe. Da, voi veniți dintr-o familie cu antecedente muzicale? Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu. Aurel Pădureanu era, este de fapt, soțul, fratele bunicii mele. Am zis era pentru că bunica mea nu s-a stins.
Dar este în continuare, bineînțeles. Nu, Aurel Pădureanu, soțul Cornelie Catanga. Da, da, da. Okay. Deci, direct cu Aurel Pădureanu, bunica mea. Erau frați, sunt frați și da, așa s-a... Adică cunoșteam, de fapt, nu, tata nu cunoștea de la ei, pentru că relația noastră nu a fost niciodată una extrem de apropiată și au mai fost comentarii că de ce n-am făcut și așa mai departe. Nu, relația noastră niciodată n-a fost una așa... Ne vizitam rar, când mai venea pe la bunica mea, dar cam atâta, niciodată nu s-a întâmplat mai mult de atât. Față de ei, eu zic că le-am oferit tot respectul și chiar dacă au mai comentat din când în când despre mine, eu niciodată n-am spus absolut nimic și în continuare respect pe Mitic, așa cum îi spune noi, la fel de mult, chiar dacă el poate... S-a așteptat sau la un moment nu dat s-a certat cu tatăl tău, știu. Nu că s-au certat. Aveau ei... Știi că până să fiu cunoscută, niciodată nu s-a pus problema. N-a fost așa... Nu eram atât de apropiați. Dintr-o dată când am devenit cunoscută, trebuia să fim apropiați. Și noi cumva am urmat cursul firesc al lucrurilor care s-au întâmplat. Dar asta nu înseamnă că nu ne salutam sau că nu vorbeam sau așa. Dar se întâmpla rar, adică... N-am avut o relație atât de apropiată, dar respectul a fost și este în continuare pentru Mitică și îmi pare rău tot ce s-a întâmplat. Eu atunci chiar nu am ajuns la mormântare pentru că abia aflasem că sunt însărcinată. De fapt, toată lumea, mie mi-a fost atât de rău. Oricum, trebuia să fie înmormântată în ziua următoare și mama mea a fost acolo și mi-a zis: mami, nu mai are sens să vii acum, să te grăbești repede să vii aici, pentru că ei deja vor să o înmormânteze astăzi. Și știu că-ți doreai și că nu voiai să faci discuții și să se creadă altceva, că nici asta n-am spus. Și pentru prima oară când vorbesc atât de multe lucruri la asta și i-am zis: măi, mami, zic, mi-e atât de rău, nu mai pot. Și pentru că mi-era și foarte rău și deja se specula în presă că așa, i-am zis, zic, nu pot să vin, că mi-e și foarte rău, mie că fac acum o nefăcută, mai ales că eu așteptam să-mi iasă testul ochii și să știu că... În primul rând, copilul meu este bine înainte să anunț. Ai văzut ce i s-a întâmplat și Teodorei. E neplăcut să afle alți oameni înaintea și să facă alți oameni anunțul înaintea ta, știi? Și asta i-am zis atunci. Zic, mi-e foarte rău, zic, s-a întâmplat și ce s-a întâmplat și n-am cum să vin. Zic, stai liniștită, eu cu taică tu suntem aici, ne-am făcut datoria de familie, mă rog, și sunt de... Detalii, detaliile astea, dar oricum, am simțit să zic, pentru că toată lumea pe mine m-a fost atunci... Nerecunoscătoare. Că... neagră și că nu. Nu, eu respectul, cred că de fiecare dată când am avut ocazie, l-am zis și dacă nu am... Nu am comentat ceva atunci când ei au comentat, e pentru că am vrut să nu existe, să nu dau curs unor lucruri care oricum nu ne ajutau și de ce să... Dacă ei credeau asta, ce aș fi putut, cum aș putut eu să le zic, măi, știți, nu e așa. Am lăsat-o așa să treacă, știi, mai bine ce nu e deschis și... Bun, nu hai să revenim la relația asta care mi se pare foarte, foarte importantă și foarte puțină lume credea că o să... Poți să ieși din relația asta odată cu materializarea dintre tine și tatăl tău. Adică toată lumea vă vedea nedespărțiți. Voi ați avut și o relație contractuală la un moment dat? Eu cu tata? Da. Doamne ferește! Niciodată, adică nu erau stabilite, pentru că sunt artiste din România sau artiști din România care au avut genul ăsta de relație contractuală cu proprii părinți. Da, nu. Nu există. Adică eu... Adică tatăl tău n-a avut niciodată procente din... Dar nu exista așa ceva. În primul rând că banii mei erau la tatăl meu și acum mai sunt multe lucruri pe care tata le încasează și fără ca eu să mă gândesc că tata fuge cu banii mei. Adică până la urmă despre asta vorbim și poate de asta ți și fac contractele astea. Nu există așa ceva. Na, poate avem și o altfel de relație. Încrederea în primul rând, adică... Nu știu. Nu, n-am avut nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Sau și... nu știu, când ai făcut 18 ani, de exemplu, să vină tata și să spună: uite, Nicol, ăștia-s banii tăi. Oricum îmi spuneau de fiecare dată. Nu exista, eu aveam acces la toate aplicațiile, știam exact câți bani sunt mereu, ce și cum, nu exista așa ceva. Și oricum, tata îmi zicea mie, am primit banii ăștia, uite, trebuie să plătim asta și asta, de restul ce să-ți cumpăr. De la ce vârstă ai întreținut familia? Păi din momentul de când practic tata s-a lăsat de toate afacerile lui și
a mers cu mine în concert, a devenit șoferul meu și tour managerul meu și managerul meu și tot ce vrei tu. Și de atunci, practic de la 14 ani, am început să avem banii la comun, pentru că nu-mi place să zic că i-am întreținut. Nu există așa ceva. Până la 14 ani cine m-a crescut? E adevărat. E vreo, și eu nu cred că vreodată... Niciodată n-aș putea să... Mi se pare ceva groaznic. Părinți adică... și copii pot să stabilești... Ok, sunt cazuri când trebuie să stabilești și o relație contractuală, dar nu cred că aia trebuie să își spună ultimul cuvânt. Și nu în cazul ăsta. Și nu în cazul ăsta. Nu în cazul ăsta, clar. Dar e vreun moment în cariera ta în care... Tatăl tău a fost o, nu știu, piedică pentru dezvoltarea carierei, de exemplu? Nu, pentru că real a știut să se adapteze, unu. Doi, la mână, chiar și acum când soțul meu, Florin, a început să se implice și să preia așa un pic din ce a reușit el să construiască până la momentul de față. Bineînțeles că am discutat și au fost momente poate unde nu am fost de acord, dar în cele din urmă s-au rezolvat și tatăl meu niciodată nu s-ar băga și nu m-ar bloca pe mine sau nu m-ar lăsa să cresc așa cum îmi doresc și să fac ceea ce îmi doresc. El mereu a zis, atâta timp cât tu îți dorești să faci asta și crezi că te ajută pe tine, eu nu o să mă opun și te voi susține. Adică din punctul ăsta de vedere, eu au să ai o asemenea relație, mai ales că știi multe exemple, așa cum ai spus și tu, care în final n-au avut un final fericit. Dar uite, o să fim așa cum am fost primul copil care s-a lansat în România la o vârstă și a reușit să spargă bariera, așa vom fi noi prima relație de familie care reușește să aibă succes și peste 10 ani și peste 20 de ani să predea și să fie totul în regulă. Da, pentru mine, sincer, este un studiu de caz, pentru că astfel de relații e foarte greu să se termine bine, mai ales că a fost o relație care nu era sub un contract. Adică nu știai unde începe... Da, mă crezi că eu niciodată nu mi-am pus... Poate mai bine așa. Nu, deci niciodată în capul meu n-a fost... Eu ar trebui să fac un contract cu tata... Dar nici la el, adică la el nici atât. Eu cred că tata, dacă i-aș fi zis vreau să facem un contract, cred că ar fi râs în față și mi-ar fi zis, ai, tu ai nebunit, Nicole, dar noi să facem noi doi contract? Păi nu ți ajunge cât de... cum e el așa. Când a fost momentul ăla când te-ai despărțit de tata profesional? Dar nu m-am despărțit încă de tata profesional. Tata încă e prezent cu mine, încă mă... Adică merge în continuare cu tine în concerte? Da, chiar dacă Florin face parte, e noul membru, ca să zic așa, în echipa mea, în continuare tata, fără tata nu se pot face multe lucruri. Dar nu mai vine, uite, de exemplu, acum aici mie îmi lipsește cumva, nu mai e tata Sheri. Păi din momentul în care mi-am luat permis. Peste tot. Când ți-ai luat permis? Da. Deci de când mi-am luat permis, am mai mers tata cu mine, pentru că îmi plăcea să merg eu singură și să mă plimb eu cu mașina și pentru că el mă stresa în momentul în care era la volan și mă corecta și așa mai departe, i-am zis, eu nu te mai iau cu mine peste tot, nicăieri, pardon, pentru că eu îmi doresc foarte tare să fiu liniștită atunci când conduc și tu mă agiți, îmi spui că ba am pus frâna prea tare, ba nu știu ce, ba n-am făcut parcarea laterală, nu știu cum trebuie, așa că nu mai mergi cu mine nicăieri. Și atunci practic ne-am despărțit. Deci el are un soi de control de asta asupra ta. Păi da, l-are, dar l-are atât timp cât vreau eu să-l aibă. Cât e permis tu. Da, pentru că atunci când îmi doresc așa un pic de liniște, îi zic, auzi, mai bine nu vrei tu să o luăm un pic separat astăzi. Adică evit, încerc să evit cât de mult pot și atunci când simt eu, le discut, nu te gândi că le evit și le las acolo. Dacă simt că e ceva care până la urmă trebuie discutat, discutăm, nu te gândi că mă oferesc de asta. Dar deciziile de management în carieră nu le mai iei? Încă tata nu are ultimul cuvânt în asta acum. Tata mereu o să aibă, pentru că inevitabil eu mă sfătuiesc cu el, adică nu există să fac ceva și să nu-i spun. Nu știu, pentru că așa am fost, așa sunt obișnuită, tu zici, dacă ai face asta timp de 10 ani și dacă, să zicem, te desparți mâine definitiv, da? Tot îți lipsește ideea aia, mă, dar trebuie să mai zic cuiva, parcă, nu? Dar ții-mi o decizie pe care a luat-o
tatăl tău care a fost, nu știu, de a scoate o piesă și nu alta, de... Nu s-a băgat niciodată la partea de muzică. Niciodată. 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 N-a zis, Nicol, trebuie să scoatem piesa asta, trebuie să lucrăm niciodată. Cu... Niciodată. Niciodată. Nu mi s-a impus... Dar oricum, niciodată mi s-a impus la... Că am fost la... Și la alte case de discuri față de casa de discuri la care mm-hmm. sunt acum și niciodată... Dar eu nu accept așa ceva. Gândește că primul lucru pentru... Primul motiv pentru care eu am plecat de acolo a fost pentru că mie mi s-a impus să cânt și să compun în același studio non-stop. Eu nu pot, atât timp cât pe mine mă blochez din punct de vedere al creației, mi se pare că... De ce mai cânt? De ce mai sunt artist? Adică n-am cum real să fac melodii cu un singur om. Nu, trebuie să... Astăzi poate îmi place ceva de acolo, mâine poate vreau să cunosc un alt gen muzical pe care tu nu știi să-l faci. Lasă-mă mm-hmm. să mă duc acolo să văd exact, să cunosc, să-mi dau seama dacă pe la urmă îmi place, dacă nu-mi place, că poate nu-mi place și să mă întorc la tine, dar lasă-mă să-mi aparține mie decizia asta, nu să-mi spui tu mie ce să cânt. Eu n-aș putea niciodată, adică primul punct pe care îl negociez, ca să zic așa, atunci când aleg o casă de discuri, un label, un manager, orice, îi spun, punctul meu de vedere contează în primul rând. După că vii tu cu argumente și îmi spui, uite, cred că ar fi mai bine să facem așa, sau cred că, sau când faci, când alegem, da, și avem mai multe piese, alegem, le ascultăm, ascult părerea celorlalți, nu te gândi că nu, cum vreau eu, dar în mod normal și cum mi s-a întâmplat mie până acum, ce mi-a plăcut mie, a plăcut și restul echipei, adică rar. Ai scos piese care nu ți-au plăcut ție? Nu, niciodată. Niciodată? Nu, pentru că sunt extrem de directă și zic, nu-mi place, n-am cum să cânt așa ceva. Nu, n-am cum să cânt așa ceva, nu pot să cânt așa ceva. Și am fost, și pentru că eu nici acum n-am învățat să spun nu. Asta încă mai lucrez și Monica mm-hmm. încă lucrează cu mine la asta. Pentru că mie mi-e rușine efectiv să zic nu. Și dacă mă feresc așa, zic, ah, stai că așa, că am uitat, că... dar nu pot să zic nu, că mi-e rușine. Zic, poate crede că am ceva cu el sau că nu... Și chiar dacă am ajutat foarte mult timp de 10 ani și vreau să cred că oamenii au simțit acest lucru, tot nu pot să... Încă n-am învățat să zic nu, așa. Acum, poate multă lume o să spună, da, până la urmă nu e o viață de om, sunt doar 10 ani, dar ăștia 10 ani care au fost trăiți la intensitate maximă, sunt 10 ani în care Nicol s-a transformat din copil în adolescent și din adolescent în femeie. În ăștia 10 ani, Nicol a schimbat niște contracte, cel puțin cu case de producție, manageri, și așa mai departe. Sunt 10 ani care au schimbat cu totul muzica românească și se cânta cu 10 ani nici poveste exact. În ziua de astăzi. Sunt 10 ani în care au apărut și au dispărut. Pot să-ți dau 10 foarte exemple mult. De artiști care credeai că o să fie evergreen. Și nu e așa. Și sunt 10 ani în care te-ai și maturizat și a trebuit să ai grijă și de cariera ta. Dar din ăștia 10, care au fost cei mai dificili? În afară de, nu vorbesc de contract, de contracte, de sume pe care a trebuit să le plătești ca să te eliberezi, practic. Anul care a trecut, 2022. De ce? Schimbarea, faptul că am devenit mamă, faptul că mi-am dorit să fiu atât de repede înapoi pe scenă. Tot. A fost un an al schimbărilor pentru mine, am mai spus asta și pe story, am avut și câteva probleme de sănătate cu diferite persoane, m-am și încărcat foarte mult cu întâmplările altor oameni, că eu preiau și... Din familie. Da, și chiar și din exterior, adică, uite, pe mine m-a afectat foarte mult și ce s-a întâmplat cu Nosfe, multe lucruri, adică... Mi se pare că a fost așa un om în care s-au stins mulți oameni care nu trebuiau să se stingă. Că a fost un an greu și l-am simțit și când vorbeam cu diferite persoane. Îmi spuneau același lucru, știi? Și la nivel general, cred că l-am luat așa, ca fiind un an greu. Adică a fost cel mai frumos an pentru că am devenit mamă și am cunoscut
tot ce înseamnă asta. Și fetița mea, atunci când aveam un moment prost, fetița mea era singura care mă făcea să văd și luminița aia de la capătul tunelului, știi? Dar am și trăit, a fost primul an în care m-am simțit adultă. Deci eu până acum, nici acum nu pot zic că mă simt adult, dar 2022 cred că ar fi... Deci e anul care te-a maturizat. Da. M-am maturizat și în ceilalți ani, dar simt doar că au fost experiențe, că m-am maturizat din punct de vedere așa, să simt oamenii. În care n-ai mai avut voie să fii copil. Da, dar în asta n-am mai avut voie să fiu copil, exact. Ai spus-o, cred că cel mai bine posibil. Da, n-am mai avut voie să fiu copil. Și... Deci până... anul trecut, dacă ți se întâmpla ceva sau erai supărată, mergeai la tata, dacă nu la tata, mergeai la soțul tău, dacă nu la mama. De data asta a fost altfel, că trebuia să fiu în picioare, nu conta. Uh-huh. S-a întâmplat aia, oricum trebuia să fiu în picioare. Nu mai aveam voie să pic pe o parte, să mă las pe spate, să stai că mă odihnesc un pic pe canapea. Nu, eram în picioare, gata, aia se întâmpla. Deci maturitatea nu e ușoară. Nu, nu. Dacă acum și înțeleg ce îmi spunea mie mama, nu te grăbi să crești, nu te grăbi să îți faci relație sau aia, sau aia. Acum să nu mă înțelegi pe partea cealaltă. Anastasia este un copil extrem de dorit și aș repeta și o să mai fac un copil dacă asta e întrebarea următoare. Dar a fost pentru că, știi, dacă probabil ziceam, ok, eu primul an al Anastasiei, eu vreau să-l petrec cu ea și să nu mai fac nimic din ce am făcut până acum, adică să o las mai moale. Dar eu mi-am dat seama, pentru că artiștii apar mult mai mult decât apăreau înainte. E adevărat, dar trendurile se schimbă. Nu mai cunosc atât de repede succesul. Mie mi se pare că îl cunosc. Mie mi se pare că îl cunosc. Adică succesul eu... la scara aia, să te cunoască toată țara. Așa că să te cunoască... Și asta e adevărat, înțeleg ce zici. O da. Comunitate, niște grupe de vârstă, da, e adevărat. Da, într-adevăr. Pe mine... Dar să fii vedetă în orice colț din țară e foarte greu. Într-adevăr. Acum dacă dau un pic așa și mă uit în spate, pe mine mă cunoșteau până și bunicuțele. Nicole Cheri, fata aia de cântă. Uh-huh. Și ai dreptate. Dar asta zic, nu înțelege că îmi pare rău că am luat, că sunt mama atât de tânăr sau ceva. Nu, pur și simplu a fost greu pentru că mi-am dorit în paralel să continui la fel și să revin în forță și să demonstrez oamenilor că eu pot să le fac pe amândouă foarte bine. Și am reușit. Cred că m-am consumat foarte mult pe mine pe interior și am obosit și chiar simt că am muncit pe toate părțile și probabil veneam târziu, dar stăteam tot cu Anastasia ca să stau și cu ea și să recuperez timpul pe care l-am pierdut, poate pentru că a trebuit să merg undeva. Și toată alergătura asta m-a obosit. A fost un an obositor pentru mine, dar sunt mulțumită că am reușit să-l duc la bun sfârșit, că de acum lucrurile, așa cum le văd eu, cel puțin când vine vorba de Anastasia, par să fie mai ușoare și deja începem să ne înțelegem și faptul că este atât de inteligentă, pentru că da, am un copil inteligent, o să mă ajute. E acea zodie cu tine, nu? Ba da. E în acea zodie cu tine, nu? Încă ceva care nu știam la ce mă bag. Să o fac ca mine, practic. Stai așa, e... Săgetător. Da. Nici atunci, nu știu ce a fost în capul meu. Așa ți-ai dorit? Așa v-ați dorit? Programat-o, Mihai. Să se nască de ziua ta, dar s-a născut un pic mai repede. Da, aia a fost. Dar practic trebuia să se nască de ziua mea. Eu acum îmi dau seama ce personalitate puternică ai și practic conversația asta e și răspunsul la întrebarea de ce nu a căzut Nicole Cheri, pentru că de la 14 la 24 de ani ai avut, repet, o adolescență, un 18 ani, momentul în care ai cunoscut un băiat, momentul în care te-ai măritat, ai avut o grămadă de momente în care lumea zicea o acum să se pică, ducă, da. Acum pică. Da, n-am picat. Și asta, și uite, acum îmi dau seama că tu ai un caracter foarte, foarte puternic. Pentru că oamenii cumva, și știi că până la urmă să fii mamă, da? Să aduci pe lume un copil e cel mai mare dar, da? Tu imaginează că eu am avut hate în momentul în care eu am zis că sunt însărcinată. Și eu atunci are... Pentru că de ce sunt însărcinată la 23 de ani? De ce? Eu n-am voie să fiu însărcinată la 23 de ani, că sunt tânără, din punctul de vedere a multor persoane. Și chiar am făcut un TikTok eu la un moment dat, nu știu dacă l-ai văzut ăla. Nu știu. Cu un deget pe care l-arătam. A fost amuzat și a fost foarte apreciat, că am făcut vreo 300.000 de like-uri pe TikTok. Wow!
Oricum, e viral, vreo 4 milioane de vizualizări, nu știu. Oricum, 4 ceva milioane mare. De vizualizări? Da, da, mai mult. Trebuie să căutăm. Oricum, l-am împin acolo la TikTok. Păi nu, acum, pe bune, poți să zici orice, dar nu să judeci o femeie de ce dă naștere. Exact. Deci am ales? La o vârstă la care este organic pregătită. Deci, nu am ales, eu, așa cum ți-am zis că eu am programul, eu nu, deci eu nu exagerez cu, eu nu exagerez cu nimic. Deci eu am ales, adică n-a fost o întâmplare. A, dacă era o întâmplare, poate ziceam, da, bă, poate mă gândeam și eram. Dar oricum, până în momentul în care am născut, eu am refuzat să iau informații de la alte mămici, pentru că oricum toată lumea voia să-mi dea câte o... să-mi zică câte ceva, câte să mă pregătească de ceva. Și sigur, am zis, ok, vă rog frumos, păstrați-vă experiența, sfaturile pentru voi. Eu îmi doresc să trăiesc propria experiență, da? Să fie a mea, să știu eu că mi-am făcut-o de la zero până la una și două luni, da? Acum. Da, zi-mi, spun și eu o întrebare deplasată. Mama ta a terminat cu tine și s-a apucat de fiica ta? Nu, nu. De crescut? Nu, n-a fost așa, pentru că mama reală a avut un adult. Adică eu de la 14 ani și mama, cred eu că am reușit să o fac mândră și chiar să nu simt o perioada aia de la adolescență. Mai ales că eu am fost un copil, eu n-am probleme cu băieții. Mai plângeam și așa, că mai cunoșteam că tu băia și nu înțelegeam de ce se desparte de mine așa de repede, dar eu eram genul ăsta care nu mă implicam din toate punctele de vedere într-o relație. Interzicea tatăl tău? Nu. Dar el știa tot? Da, știa tot. Dar pur și simplu pentru că nu dădeam eu voie, pentru că n-aveam încredere în băieți. Și eram foarte... adică când vedeam că nu era așa, nu dădeam, dădeam pasul înapoi și nu înțelegeam eu de ce nu luptă pentru mine, știi? Nu te atașai? Mă atașam, dar știam eu că mă atașez, dar mă dădeam un pic în spate că îmi doream, voiam să-mi dau seama dacă cu adevărat băiatul ăla își dorește să aibă o relație cu mine serioasă, pentru că eu de mică, de la 17 ani de când am avut primul iubit, eu am căutat o relație serioasă. Adică eu voiam, dacă se putea... Cum ai văzut și tu acasă? Da. Și culmea că am obținut, că Florin e și primul bărbat din viața mea și așa s-a întâmplat, știi? Adică fix așa cum mi-am dorit. Dar... deci soțul tău este primul bărbat din primul tău iubit? Da. Primul bărbat. Am înțeles. Pentru că primul iubit și ce am mai avut nu s-a consumat din toate punctele de vedere. Și da, ai înțeles foarte bine. Și primul iubit am putea să-l catalogăm, da. Pentru că atunci când ești iubit cu cineva, se mai întâmplă și alte lucruri. Nu sunt curios de dacă aici am voie. Dar văd că băieții sunt bucuroși de ce am obținut. Nu, da, dacă asta... Pentru că oamenii îmi puneau des întrebarea asta și eu am zic, ok, zic, știu unde vrei să bați, am înțeles. Zic, da, dacă asta este întrebarea. Tu nu înțelegi, Nicol, nu înțelegi un lucru, că eu nu am curiozitate bărbatului în momentul ăsta, eu am curiozitatea tatălui de fete. Sau publicului, care are două fete de vârsta ta la momentul lansării tale. Da. Bun. Și curiozitatea mea este următoarea. Ce a zis tatăl tău când a aflat că te vezi și tu cu un băiat? Că bănuiesc că trebuia să fie în jurul vârstei de 14-15 ani. M-a lăsat să plec și pe la munte. Adică s-a dat așa la o parte el care era peste tot cu tine? Nu, i-a zis mamei, i-a zis, nu știu ce vrea să... nu știu de ce să duce fita cu ăsta, că mie nu-mi place de el, dar eu am lăsat-o să ducă, să vedem ce se întâmplă. Și mama ce a zis? Mama, îți dai seama că era ca un ghic pe aură, s-a dus fata mea la munte, ce se întâmplă? Da, și am râs atunci, de aia am făcut o glumă, nu pot să ți-o zic gluma pe care am făcut-o, de aia am zis, stai niște mamă, că m-am întors cum eram, cum am plecat. Da. Da, i-a ținut vreodată morală vreunui băiat? Niciodată. Da, cred că... Cred că lui Petru, că eu vorbesc, că cu Petru am o relație și acum de prietenie, la modul că am vorbit. Așa. Și a fost un băiat cu care am avut așa o relație. Am ieșit de câteva ori și totul s-a întâmplat în Londra și a fost foarte, foarte drăguț. Și după ce s-a văzut cu tata, într-adevăr, el mi-a zis, Nicol, eu cred că nu ar trebui să mai vim împreună. Pentru că eu cred că tu-ți dorești altceva. Și acum mi-aduc aminte și râzite, pentru că am copii și pentru că am sus. Acum nu mai mi-e rușine să vorbesc despre lucrurile astea, că mi se par și mai ales că l-apreciez. Și mi se pare că e un băiat care a fost, mă, sincer cu mine. Să nu zici că l-ai chemat și la nunta ta. Nu, nu l-am chemat la nunta mea, dar
Asta ziceam, zic, atunci el mi-a zis, măi, zic, cred că ar trebui mai bine să păstrăm relația așa și să rămânem în relații bune. Și zic, bine, stai seama că după am plâns și părea rău și era, zic, da, de ce? Că chiar îmi plăcea de el. Venea să-l strângi de gât pe tata. Nu. Că din, numai din cauza tata. Nu, pentru că eu nu, atunci, la momentul ăla, nu mi-am dat seama că poate e tata. Și cred că n-a fost tata, a fost cumnatul meu. Pentru... Adică soțul surorii tale. Exact. Pentru că el era foarte, el era mai rău ca tata. Și atunci mi-am dat seama, mă zic, nu o fi avut Cristi vreo discuție din asta în care băiatul și-a dat seama că eu vreau treabă serioasă și a zis ăsta, auzi, dă-te la o parte că n-ai nicio șansă aici. Și atunci mi-am dat seama și am zis, bă, zic, da, cred că el e. Dar cu soțul tău și tatăl Anastasiei ți-a făcut cunoștință tata? Da. Real? Da. Bine, tata l-a găsit la un GSM de la Unirii, a intrat, l-am lăsat să intre singur și am zis, zic, aolo, zic, chiar trece, oricum tata știi cum e el, așa... O energie pură, ca să... Exact, energie pură. Energie și pură. Ai foarte mult din tatăl tău. Da, energie pură, tinerețe, și acum este la fel, n-au trecut ani peste el, eu am intrat și a zis, bă, zic, mă duc să o combin, să văd ce telefon îți mai au, că și așa trebuie să schimbem, schimbăm telefonul ăsta, apăruse telefonul nou, zic, bă, de-mi poate combinăm ceva cu băieții ăștia, faci și noi o postare, că ești tu, Nicol Șeri, cumva cel, știi? Asta cumva la începuturile... 16 ani, eu mă cunosc cu soțul meu de la 16 ani. Ah, da? Da, 16 ani. Și vreau să zic, mă pune ce jură. Stă jumătate de oră, zic, mamă, zic, chiar să câte oră pierde, câte oră aici ajuns stau în mașină. Eu nu m-am dus atunci că știam și mi-era rușine, că știam cum îi ia pe toți așa și le zice... E fata mea celebră. Fata e. Mea și eram, zic, a, nu mai vreau să aud din nou asta, zic, nu pot, trebuie să... Nu pot să apar acolo. Și la un moment dat, efectiv, m-a sunat și face, tată, vino repede aici, că oamenii ăștia nu mă cred că tu ești fata mea, zic, vino, te rog un pic să vad aici, să combinăm și noi ceva, zic, bine, tată, zic, bine. Mă duc acolo, îl văd pe al meu, știi, ca într-o un cadru de ăla de film, știi, când e în slow motion și apare el și de părul așa. Ei, fix așa a fost la noi. Atunci am uitat așa, zic, drăguț, zic, da, no, nu se uite la mine, fiind 8 ani diferență între noi, da? Zic, nu se uite la mine, eu 16 ani, zic, el, băiatul, și cu tata de față, îți dai seama. Tata de față, zic, n-are nicio treabă. Și mi-am pierdut gândul de acolo. Dar îmi plăcea așa de el. Ei, și la un moment dat nu vrei să știi că mi-am lăsat telefonul acolo și n-am mai răspuns Florin vreo săptămână și telefonul meu rămăsese acolo. Eu neavând nu te gândi, că e cu minte, n-aveam nimic în telefon care să mă, dacă pleca de acolo să mă facă pe mine în vreun fel de râs sau așa, să mă șantajeze. Dar era ideea aia, zic, băiatul ăsta a rămas cu telefonul meu, ce face, mi-l fură, iau-te... Acolo, toate telefoanele pe care le-am eu, vedete, mă gândeam, zic, stă și le zună, le stocărești, ce era în capul meu atunci. Și Dan a răspuns vreo săptămână la telefon. Soțul meu, având această boală, ca să o numesc așa, răspunde greu la telefon, acum nu mai răspunde greu la telefon. Și nu ție, bănesc. Și nu mie. Dar înainte, toată lumea știa că răspunde greu la telefon, da. Și a fost așa, un moment în care am... Acum că mi-aduc aminte, râd super tare când mă gândesc cum. Dar interesantă treaba asta, că tatăl tău a fost cel care ți-a intermediat. Dar gândește-te, deci noi la început atunci mi s-a zis că atunci Florin, că m-a fost pentru mine prima oară, i-a zis asociatul lui, măi, eu cu fata asta o să fim împreună. Și am zis, tu mă minți, măi, acum cu... când ulterior s-a confirmat relația noastră și mi-a spus, am zis, măi, cu vrăjeala asta, vei acum să mă cucerești de tot, să mă faci să fiu îndrăgostită până peste cap și îmi zici tu, îmi vinzi tu mie această replică. Zic, nu te cred. Și nu știu cum s-a făcut, fără să pregătesc sau să-l pregătesc pe asociatul lui că ar urma această întrebare, așa, din nimic i-am pus întrebarea asta. Zic, auzi, chiar ți-a zis așa Florin? Și s-a uitat la mine, dar în ochii mei și mi-a zis da, fără să se uite, să întâlnească privirea cu Florin, că au avut ei o înțelegere acolo. Deci, și când i-ai zis tatălui la prima tău, vedere, cred. După multă vreme, când i-ai zis tatălui tău, știi, tata, iubitul meu e băiatul cu telefoanele de la Unirii. Ei știa că vorbesc cu el. A, știa? Da. Da, deci tu chiar îi spuneai tot? Păi da, pentru că eu aveam o relație cu... Eu vorbeam, mă sfătuiam, auzi cum ți se pare asta? Eu și-o vorbeam cu tata.
Nu spune că uneori îi dădeai lui tata să le scrie mesaje. A, nu, nu. N-am avut probleme. Dar asta zic, eu cu tata am fost... El era pentru că era și... și nu mi se pare. El citește omul și pentru că îmi doream să știu real cum crede că e și știam că nu mă minte și că nu mă protejează, că sunt eu ofisa și mă pune într-un glob de sticlă, știi? Nu, eu știam că îmi zice adevărat și că nu vrea să fiu fraier în fața nimănui, la modul că vreau să fiu și să știu. Pentru că real, chiar dacă nu aveam experiență de nimic și cu băieți și așa mai departe, știam mai multe lucruri decât știau fetele, pentru că tata era extrem de deschis cu mine și îmi spunea tot. Vezi că se întâmplă asta, așa, adică eu știam tot ce se întâmplă, nu... Știi, n-aveam curiozitatea aia să mă ascund după să caut pe Google să văd cum se face nu știu ce și ce se face. Nu, eu știam tot de la tata, înțelegi? Și pentru că el a fost atât de deschis cu mine și asta am să fac și eu cu Anastasia. Bravo. Eu cred că e motivul principal pe care ne-a ajutat să avem o relație atât de deschisă și să și construim ceva împreună. Și foarte, foarte înțelept. El, chiar dacă e o bombă de asta de energie, eu știu că oamenii îl văd într-un fel. Mie mi se pare că e foarte, foarte înțelept, pentru că în momentul în care tu ai tot controlul asupra fiicei tale, e foarte greu să lași controlul ăsta. Da, să știi că mi-a oferat, dar avea momente când mă lăsa să cred că nu știe. Adică eu cred mult că făcea asta. Pentru că el își dorea să vadă și ce fac eu, pur și simplu, din propria mea inițiativă, știi? Să vadă cum gândesc. Adică te-a lăsat să greșești vreodată? Da, de multe ori. Dar tu ce crezi? Că ziceam ceva și la un moment dat tot mai făceam eu ca mine. Mai ales că săgetător n-am cum vreodată în viața asta să-mi zică mie cineva cum să fac. Eu tot fac un pic stânga și dreapta. Mm-hmm. Adică nu, n-aș putea să... Nu-mi place să mă controleze nimeni. Dar cu toate astea, mie mi se pare că la cote imense de intensitate a trăit toți anii ăștia mama ta. A, adică da. Eu la fiecare concert la care am văzut-o sau emisiune la care mai venea și eu nu știam cum poți să fii tu ca persoană în pielea mamei lui Nicole Sherry. Eu o vedeam tot timpul consumându-se efectiv. Da, era omul pentru din umbră. Pentru orice făceai tu. Omul din umbră, nu mi-i plăcea să apară niciodată și de asta nici nu găsești vreodată interviuri cu ea. Și l-am majorat, la cununia mea civilă, botezul fetei. Nu, au venit, vă rog eu frumos, eu nu sunt vedetă, n-am eu ce să caut aici. Zic, vă rog frumos, luați-l pe George, cum îi zice ea lui tata. Zic, luați-l pe George, că lui îi place să vorbească, să fie în centru atenție. Zic, eu nu vreau așa ceva. Da, dar mama, cred că ai simțit-o consumându-se în... Aole, dar îți dai seama, numai când ne știa pe amândoi plecați sute de kilometri și turnee și du-te, vino. Și momentul de față, acum cred că e o presiune și mai mare pe ea, că fiica mea, atunci când eu sunt plecată în concerte, stă la ei, imaginează-ți, când ea știe care puiul meu lângă ea, e mai mare, să ajungem cu bine, să fim sănătoși, să nu întâmpinăm... Știi, tot felul de... Care e cel mai frumos cadou pe care l ai făcut mamei tale? În afară de Anastasia, de nepoată. Nici nu știu, că nu vorbim de material, că oricum mamei... Ba da, și de material, de ce nu? Material. Să știi că mamei nu i-am făcut neapărat cadouri materiale, pentru că ea e contra lucrurilor materiale la modul să... Nu-i place, efectiv. Și am încercat, i-am luat și bijuterii și tot felul de lucruri pe care consideram eu că aș fi dat-o pe spate, dar am renunțat la un moment dat să fac asta pentru că mi-am dat seama că ea, unul, nu le poartă și nu o ajută și ei de obicei... Uite, adică nu o impresionez cu așa ceva. Nu o impresionez deloc. Dacă le-ai luat casă? Bineînțeles. Da, uite, cum dar eu nu o văd ca pe un... Uite, nici m-am gândit la casă, da, sau casă, sau mașină, sau... Tot, adică... Adică ai zis, da mamă, da tată, acum trebuie să folosesc casă. Nu, sau cel, zis mai, eu, cel, mai mult, cel mai des îi cumpăr, i-am cumpărat plante în toată curtea. Uh-huh. Deci asta, pe mama o faci fericită pentru că ea e și
în aprilie, când e numai bine să-i dai plante și așa mai departe. Și pe asta o bucură. Dacă îi duci ceva să planteze în grădină, știi, când intri la e grădina albă ca zăpadă, așa mi se pare, mică și și drăguță. Da. Ai văzut-o vreodată plângând, suferind pentru tine? Că bănuiesc că ai avut și perioade în care... Cred că am văzut de vreo două ori, da, foarte rar. Ai fost un pic încurcată. De vreo două ori, da? Dar rar. Și nu... Oricum plânge, ea nici când a murit bunica mea n-a plâns. Abia după multe, multe zile. Probabil. După multe, multe, multe zile, pentru că ea e genul care se consumă foarte tare în interior. Așa pare. Și de fiecare dată îi zic, nu te scoate afară, eu plâng dacă acum, nu știu, aflu o veste sau a murit cineva, poate, nu știu, poate nu am o relație atât de apropiată, dar era un artist care îmi plăcea, eu plâng că a murit artistul ăla, adică, știi, sau, nu contează, dacă văd o poveste, nu știu, pe story, care mă emoționează, nu știu, orice care e într-o zonă sensibilă, eu plâng des. De asta cred că nici nu mă consum pe interior și reușesc să... E bine că te descarci. Da. Dar de dezamăgit, că ai zis că ai mai trăit dezamăgiri în ăștia 10 ani, te-a mai dezamăgit cineva din industria asta? Da, sunt mulți oameni. Cred că... Și cum reacționezi la dezamăgiri? Nu mai vorbești? Cred că e anul și dezamăgirea, nu. Unfollow acum... și block sau cum nu, faci? Nu. Sau în continuare în și acum, după atâția ani, îmi dau seama că... Înainte le ziceam în față sau arătam. Acum nu mai arăt pentru că mi-am dat seama că trebuie să joc și un pui cartea, ca să zic așa. Pentru că real, în afară de familia mea și chiar tata, nu e nimeni care să-mi vadă mai bine mie interesul și să fie sincer cu mine. Că în cele din urmă fiecare are cât ceva acolo, trebuie să se folosească el de ceva. Poate e un pic cam dur ce zic acum așa, dar nu te gândi acum, hai să nu generalizat. Dar sunt oameni din industria muzicală cu care nu mai vorbești? Nu. Am generalizat un pic, dar nu, eu vorbesc cu... Eu oricum nu m-am certat cu nimeni niciodată. Că știu eu unele lucruri și că văd așa mai departe, nu le bag în seamă, dar trec peste ele și zic ok, dacă așa e, așa e. Dar am simțit și eu multe, multe lucruri. În 10 ani, simți. Chiar dacă, așa cum ai spus și tu, poate nu par atât de mulți, dar am trăit multe. Foarte, foarte multe. Dar nu ți se pare... Tu mi-ai spus că anul 2022 a fost pentru tine anul în care n-ai mai avut voie să fii copil. A trebuit să fii și să joci ca un adult. Nu ți se pare că industria muzicală sau oamenii din showbiz te văd în continuare ca pe un copil și te tratează ca pe un copil? Ba da, și mă mai și deranjează chestia asta câteodată. Mai ales că acum, chiar dacă sunt un copil cu copil, așa cum... îmi spun unii. Copil cu copil. Eu cred că sunt destul de matură și cred că am demonstrat multe lucruri care probabil ar trebui să mă vadă și altfel un pic, știi? Pentru că în continuare sunt câteva persoane care mă văd acolo și nu cred că mai sunt. Adică cred că pot să port o discuție și cred că pot să vorbești multe lucruri cu mine. Chiar dacă poate... nu am avut unele experiențe sau poate nu sunt cum sunt celelalte fete, da? Am învățat din experiențele altora. Mie asta mi se pare cel mai greu. Adică ok, treci peste toate, dar până la urmă în industria asta ești așa cum te vede lumea. Și mie asta mi se pare cel mai greu. Uitându-mă și în state, cel mai greu este pentru un artist care s-a lansat în copilărie adolescență, atunci când crește și are în continuare succes, să fie privit ca un adult, nu ca un copil. Să știi că nu văd cel mai greu, pentru că am avut momente mult mai grele ca astea. Și bă... Uite, de exemplu, tu n-ai fost niciodată în vreun juriu la vreo emisiune de talente. Dar nici nu am avut când să fiu real. Când?
Nu, eu nu privesc ca, nu... Nu, dar nu privesc ca, poate mulți dintre oameni ar zice, bă, dar oare Nicol, nu s-o simți și ea într-un fel, că totuși e de 10 ani, da? Sunt, am poate aceeași vârstă pe care o au și alți artiști, da? În industria asta mă refer. Și poate, eu cred că am destul de experiență, atât și din punct de vedere muzical, o ca școală și de muzică. Drum, adică am niște cunoștințe, nu cred că... nu aș putea să vin cu argumente sau contraargumente, adică eu mă simt pregătită din punctul ăsta de vedere. Acum că mai am un pas și că mai trebuie să mai demonstrez încă ceva, pe mine nu mă împiedică și nici nu mă demoralizează. Pentru că eu real oricum de fiecare dată am avut ceva de demonstrat. Că a fost prima oară când m-am lansat și a trebuit să rup bariera că un copil nu poate fi pe radio. Că ulterior că trebuia să confirm, da? Pentru că după prima piesă trebuia confirmarea. Ok, am înțeles, ai făcut o piesă. Care sunt următoarele, da? Adică eu cred că de fiecare dată am reușit să pun punctul pe ei și să demonstrez într-un fel sau altul că mi-am meritat locul. Și că și acum, dacă va urma ceva mare pentru mine, că e un proiect și într-adevăr, îmi doresc, nu pot să zic că nu-mi doresc, ci pur și simplu cred că încă nu m-au văzut oamenii, dar este timp. Dar știi ce, adică foarte... cred că e foarte mult timp. Am 24 de ani și pentru mine cariera mare, eu cred că abia acum începe. Atât. Și știi ce îmi place? Că în ăștia 10 ani, nu indiferent unde te aflai, din punct de vedere al... nu te-ai lăsat umilită, nici în emisiune de televiziune, nici în reality show-uri, nici în... Oricum eu acum am început să fiu mai selectivă, chiar dacă am reușit să-mi adun oameni care spun ei nu pentru mine, pentru că dacă nu pot să fac eu acel lucru, hai să mi-iau niște oameni, da? Măcar știi să nu fiu eu oaia neagră, să fie alții pentru mine. Pentru că în continuare vreau să cred că oamenii mă văd într-un fel pozitiv, da? Acum nici să fiu pe placul tuturor, că oricum n-am cum și mi-am demonstrat asta încă de la 14 ani, că nu oricât ți-ai dori să mulțumești pe toată lumea, nu o să reușești și am renunțat la ideea asta. E plecată de mult din capul meu. Dar... da, nu. Eu cred că, așa cum am zis, lucrurile abia acum încep pentru mine real, la un nivel înalt. Dar frustrarea asta unei cariere internaționale pe care tu o vedeai la îndemână, odată cu succesul piesei Memories, când te-ai liniștit cu gândul ăsta? Bă, n-a fost să fie atunci. Eu nu m-am liniștit niciodată cu gândul ăsta, pentru că eu în fiecare an mă gândesc la cariera mea internațională. Mm-hmm. Eu mă gândesc la ea pentru că eu cu gândul ăsta am pornit. Mihai, gândește-te că eu numele meu mi l-am ales la 11 ani, a fost înregistrat chiar atunci, în ziua în care eu mi-am ales numele, și numele mi l-am ales pur și simplu strigând cum voi fi eu prezentat atunci când voi câștiga premiul Grammy. Imaginează-ți, da? Un copil la 11 ani să gândească că el va câștiga premiul Grammy și trebuie să-și aleagă un nume care poate fi pronunțat acolo. Adică eu real acum gândindu-mă că am un copil, mi-aș dori enorm de tare ca Anastasie să fie atât de sigură când își dorește ceva. Eu mă cred că am impresia că nici nu mai am de fapt siguranța aia pe care o aveam atunci și mi-aș dori să o mai am atât de mare. Adică pentru mine nu exista nimic, nu mă împiedica nimic și era mult mai dură și mai știi, separam toate lucrurile, pac, 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 tranșam, nu exista pentru mine, era mult mai dură. În timp, m-am mai muiat. M-am mai muiat, ăsta e... Dar nu cred că e ceva rău că m-am muiat, ci pur și simplu cred că... Da, revenind la filmulețul ăla în care tu îmi spui că... pe care ți l-a trimis J Balvin, pe WhatsApp sau pe ce... Pe WhatsApp, da. O să-l caut, promit că-l caut și dacă o să da? Pot să-l dăm. Dai aici, da. În care a ascultat cu Enrique Iglesias piesa asta... Cum l-ai cunoscut pe J Balvin? A avut un concert la Sebastian, unde stăteam eu. Știu că pare... Dar este real, jur. Da, pentru că J Balvin s-a lansat cu adevărat, da.
și a devenit hit în România, cu da, Tranquila. Așa este, da. Nu era, piesa aia n-a fost hit mondial. A fost în România și după aia el a devenit super cunoscut în toată lumea. Da. Deci a avut un concert la Parcul Sebastian. Unde eu stăteam? Practic, mama făceam atunci glumea, zic, mama, îmi pun o trioliană din aia și mă duc drept pe scenă la Balvin. Și după, pentru că cineva pe care eu cunoșteam l-a adus, am reușit să intru practic, să merg după în recepția hotelului și să mă întâlnesc cu J Balvin și să fac o poză. Eu atunci, pentru că eram... Îți dai seama, eu vorbeam și spaniolă pentru că știam de la telenovele. I-am zis imediat, hola, José, cum estás? Soy cantante de România, tengo esta canción. Omul era, zic, mamă, fata asta la 14 ani și spaniolă, știi? Și când a auzit, a înlemnit. Făcea, Doamne! Că tu cânti asta, că tu ai făcut asta. Da. Mai și după ceva timp, ca să și zic cum am primit mesajul, nici nu mai mi-aduc aminte dacă eu i-am dat numărul de telefon, dacă nu mai știu, oricum, nu. A luat numărul meu de telefon de la cineva, pentru că eu am primit, da, a fost foarte amuzant, îți dai seama, cu plus ce prefix e în Columbia, habar am. Nu știu, că n-am sunat niciodată. Habar, și primesc un mesaj de pe numărul de WhatsApp, hola amor, ¿qué tal? Sau ceva, oricum era ceva cu amor, baby. Și am zis, Doamne iartă-mă, îmi zice mie baby, amor, mai așa, care este de la mine, gen așa din prima, fără să zică, să intre un pic așa în discuție. Zic, bine, zic. Și am zis ăla. Și următorul mesaj după ce i-am răspuns, direct video. Stai seama că era mama, mama. Au început să țip, ei se uită la mine. Stai seama, în turneu. Și da, pentru mine a fost șocant atunci, a fost, era, oameni, nu mi se cred. Și ai reluat, adică tu, chiar și acum, când el e un star global, da, nu vorbești cu el. Da, așa cum îi scriu, dar nu-l zăpăcesc, nu te gândi. I-ai zis că te-ai măritat? Da, știi, a fost și surprins, el mi-a zis, oh, ai copil, te-ai măritat. Zic, da, José, ce să zic, eu vorbesc cu el cu José. Da, bă, José, ce să zic, José. José, da. Dar stai un pic, că el e din Columbia, din Medellin, nu? Da. El vine de pe străzi și Maluma, că știu că amândoi sunt din... Nu știu acest detaliu de și nu vreau să greșesc. El a avut o copilărie de asta mai grea, J Balvin, mi se pare, nu? Vine din sărăcie. Uite, chiar nu știu, nu știu. Nu știu, nu, nu ați ajuns până acolo. Nu, dar nu m-a interesat acest detaliu. Nu, nu l-am întrebat, auzi tu cum erai când erai mic. Cu Maluma n-ai... Nu, n-am experimentat ceva special. Dar de ce n-ai, cam atât. De ce n-ai reușit să lansezi o piesă cu J Balvin, de exemplu? Sau îmi spuneai că la un moment dat ajunsesei la Pitbull. Nu știu nici eu. Nu știi. Nu, cred că persoanele de atunci n-au reușit să concretizeze ceva pentru mine sau... Poate n-au știut să vorbească, habar am, nu știu, pentru că, dai seama, tata oricum nu știa engleză sau spaniolă să vorbească cu cineva. Că poate mai îmbârliga el un pic așa. Tatăl tău e foarte bun pe asta. Asta zic, îi combina el un pic, da. Le zice, auzi, băi băiatule. Da, dar n-a reușit, că n-avea cum. Eu, dai seama, copil, fiind ce puteam să le zic, eu le ziceam, bă, că-mi doresc și eu, că vreau, na. Da, cred că atunci la început se putea face. Acum, oricum, el e la un nivel înalt și... Nici când m-am văzut cu el nu l-am zăpășit. Auzi, facem noi o piesă. N-am vrut să se simtă că a venit un artist care este nebunit. Nu am vrut să se simtă relaxat, să mă simtă ca o prietenă din România care nu-l terorizează. Adică gândește-te, eu m-am dus pe ideea, oare cum o fi? O fi cum l-am cunoscut eu acum altele în locul tău. Și am zis, zic, dacă știi ce i-am zis soțului meu? Zic, fii atent, că dacă e așa cum îl cunosc eu, o să fac un TikTok cu el. Și atunci a fost așa, mă, iubire, terorizează, mă, zic, nu mă, iubire, zic, dacă omul simt că e prietenos, cum îl știam eu și îmi permit cu el, am zis, dacă nu-mi permit și văd că e așa distant, nu o să fiu cu o deaină bună, mai ales că eu știu ce înseamnă când se urcă un om pe tine așa să te stoarcă de energie, nu voiam să fiu asta pentru el. Și? Și din discuții în discuții am văzut că era extrem de rasă, am zis, o să vrei să facem un TikTok și-l facem? Da, sigur că da. Asta era vara trecută, nu? Când a fost? La Untold. La Untold, da.
Da, și am pus, mi-aduc aminte și acum, am pus telefonul în frigider pentru că avea lumină din frigider ca să avem și noi o lumină bună, zic Toma, facem și noi un TikTok profesional. El a râs de mine că am pus telefonul în frigider. Am și, am, și making of. Am și making of, îți trimit. Da? Da, making of, am râs, am făcut vreo 10 duble, oricum râdeam de fiecare dată că el, în spaniolă fiind TikTok-ul, nu reușea să facă perfect. Tamaniel. Tamaniel. Bine, era și... Era foarte rapid la el și făcea, ia uite mă, eu ăsta care știu spaniolă perfect, zic, bă, mai eu nu știu să... Și am râs cu el atunci că nu reușea. Și da, a fost foarte... Am stat de la... N-am stat la Untold, practic. Deci am avut timp, după ce a ieșit de pe scenă, m-am dus în backstage și am stat cu echipa lui și cu... și cu toate felurile de acolo, am stat până la... 3-4 dimineața. Cu el? Da. Că el nu voia să doarmă pentru că era, nu putea, cu somnul, că era fusurar total diferit și a zis că decât să fie obosit, mai bine să până dimineață. Și la un moment dat am plecat cu toții. Și erai, tu erai și cu soțul tău? Nu l-am luat pe soțul meu atunci. Nu l-am luat pe soțul meu dintr-un sigur punct de vedere pentru că n-am vrut să se simtă... Jinit. Glumesc. Nu. No, soțul meu zicea, mai stai acolo, că îi ziceam, hai că vin acum, și îmi zice, nu, stai acolo, vezi și tu și zici. Fă TikTok-ul ăla cu J Balvin, da. Nu, oricum, eu am simțit după super proști și i-am zis, băi, zic, cum să fac? Și avea, nici nu vreau să... El și soțul meu nu știe nici engleză și nici spaniolă. Și facea, te rog eu frumos să nu mă chemi acolo, că o să mă simt foarte prost, că nu o să pot să vorbesc și mâine că mă întreabă ceva și nu știu. Dar măcar să-l fi convins pe J Balvin să facă un cover la Florile Tale în limba spaniolă. Da. Sigur, asta l-a interesat. Poate în spaniolă să facă. Nu știu, n-am vrut să... Dar zi-mi, apropo de faptul că anul trecut mi-ai zis că a fost cel mai greu. A avut un mare hit anul trecut, Florile Tale. Și n-am știut niciodată care a fost... mă rog, relația și reacția ta. Dacă te uiți acum pe YouTube, melodia ta are 20 ceva de milioane de vizualizări și cover-ul Manea la piesa respectivă are cu un milion sau două mai mult. Un milion sau două, contează. Da. Atâta timp cât e piesa hit. Doamne ajută la toată lumea, vorba. În orice variantă e hit. Și originalul și Manea. Nu mai contează. Asta din cât mie oamenii în concert încântă strofele mele, da? Ca să vorbim pe strofe. E clar că piesa e cunoscută și din partea mea. Deci nu m-am simțit niciodată... Te-a consumat asta? Nu. Nu? Nu, pentru că și varianta mea... Gândește-te că piesa a fost făcută abia după o lună. Piesa era huge pe TikTok. Piesa mea, refrenul meu era deja cunoscut. Adică el nu a luat un refren necunoscut. A luat după o lună, dar refrenul meu era cunoscut. Dacă piesa mea nu ar fi fost cunoscută după o lună și el cu adevărat o făcea să fie cunoscută, atunci poate să fie avut. Dar nu, eu nu m-am simțit niciodată în minus sau că nu am făcut eu piesa la fel de cunoscută cum a făcut-o lui. Nu, pur și simplu am apreciat varianta lui, că dacă nu apreciam, probabil nu exista, unul la mână. Dar aveai dreptul să o dai jos de pe YouTube? Nici n-am gândit chestia asta. N-am gândit chestia asta pentru că... De ce să gândesc chestia asta? Nu știu, mi-am zis, ok, zic, dacă așa a simțit și i-a plăcut lui, pata din că scrie cover acolo, eu după sunt în descriere... Păi nu, dar mă gândesc că la 20 ceva de milioane de vizualizări și încasările de la YouTube sunt... Eu nu privesc pare, eu nu, destul sunt, de mari. Eu nu sunt aici la calcule. Adică n-ai luat tu banii respectiv. Nu sunt respectiv. Ce la calcule, nu. Nu sunt ce la calcule, nici nu, oricum, având în vedere că e cover, nici nu știu, chiar nu știu care este situația acolo, dar... Nu, n-am stat să calculez și nici nu mi-am imaginat sincer că o să ajungă la nivelul ăla. Și până la urmă, n-ai un hit în România dacă nu se face Manea după Dar oricum, el. Asta era și înainte, gândește-te că și vara mea a fost făcută variantă Manea. Da. Da? De acum mulți ani, adică eu știu că... Ești obișnuită cu asta. Da, s-au făcut. La Memory s-a fost mai greu că... Nu, la Memory sunt câteva piese la mele pe care nu pot să le facă Manele, că e un pic cam complicat. Poate cum e și piesa asta cu Carla's Dreams pe care tocmai a lansat-o, eu cred despre ea că e primul hit pop din 2023 în România. Contează foarte mult ce ai spus tu în momentul ăsta. Contează. Ba da, contează. Pentru mine contează. Exact. Ui, vezi, ai zis bine. Pentru mine contează. Pentru că eu cred că tu simți așa piesele.
Și mai ales că, știi, asta, la 10 ani distanță, crezi același lucru despre o piesă de-a mea și eu cred că nu este întâmplător. Cum am crezut despre Memories, de exemplu. Exact. Da. Adică eu nu cred că este întâmplător și eu să știi că am asociat chestia asta de când ai pus-o la torpedoul lui Morar și am zis, uite cum în 2023, atunci era 2013, Mihai face același lucru cu piesa mea. Mă, bine că suntem încă, fiecare face ceea ce îi place, da, adică eu fac același lucru, tu faci același lucru. Și... Am asociat. Dar pentru mine a fost o asociere. Cum a fost apropierea asta de Carlos Dreams? Tu de el sau el de tine? De la Dumnezeu. Jur că de la Dumnezeu. Din nou de la Dumnezeu, nu am programat nimic. Pur și simplu eram în studio, a venit în sesiunea noastră și a zis că... Atât aveai treabă cu el, erai... Nu, eu eram la o altă sesiune, i-a plăcut, a vrut să se implice și a făcut această sesiune cu noi. Și așa e și piesa. Nici măcar n-a fost gândită că va fi... Sper să nu-l deranjez de faptul că zic asta, nici știu dacă... N-am vorbit cu nimeni, n-am vorbit niciodată să-l întreb dacă aș putea să zic asta sau nu, dar nu cred că e nimic în neregulă. L-apreciez și... Oricum, el cred că a auzit de multe ori acest lucru, că l-apreciez și că îmi doream foarte tare să existe această colaborare. Este o colaborare pe care eu mi-o doresc de foarte mult timp și oricum... Primul gând pe care l-am avut atunci când am semnat cu Global a fost în ideea, Doamne, ce bine ar fi. Și atunci toată lumea îmi zicea, măi... El fiind un artist global. Da. El de atunci, toată lumea îmi zicea, măi, la Carla să știi că contează să-i placă lui, adică noi nu putem să te ajutăm cu nimic real, pentru că atunci mi-am dat seama că el face același lucru cum fac și eu pentru mine. Adică dacă nu-i place o piesă sau nu-i place o colaborare, nu o face, ceea ce... Mi se pare că este... Spune multe despre un artist, știi? Pentru că chiar dacă s-au întâmplat multe și muzica s-a schimbat, încă reușim să ne alegem și să punem punctul pe ei și să spunem ce ne place și ce nu, știi? Adică e uluitor asta, din punctul meu de vedere. Mai ales că știu multe cazuri în care se spune direct, nu ai voie, cânți asta. Deci, da, el își alege singur și aici mi s-a confirmat. Adică n-am întrebat eu așa, auzi. Poți să pun întrebarea aia pe care mi-o pun fetele mele când ajung acasă? Yeah. L-ai văzut pe Carlos Dreams fără mască? Asta nu știu dacă pot să răspund, să te ajut. Dar spune-le fetelor că este cu mască, da. Este cu mască, da? Bine. Aș fi vrut să te întreb un pic despre... maternitate, despre viața asta de mamă. Da. Și cât de în control e, pentru că mi se pare că în viața ta tu deții controlul. Și înainte de a ști lumea că deții controlul, tu erai de fapt partea matură și hotărătoare a carierei și a vieții tale. Cât de în control ești ca mamă? Eu cred că asta probabil îmi va confirma Anastasia peste câțiva ani, habar am, nu știu. În momentul ăsta... Uitându-te tu în oglindă, ai foarte multe frici, temeri? Din punctul ăsta de vedere, nu. Sau cel puțin, cred că... Știi, eu cred că o mamă... abia după ce de naștere și trăiește diferite experiențe împreună cu copilul ei, cred că atunci își dobândește câteva frici și își dobândește pentru că în general și partea asta cu medicii, cu tot ce citești, tot ce auzi, te faci... Adică eu înainte nu gândeam atâtea lucruri. În primul rând că nu am citit mare lucru, în afară despre chestii de dezvoltare, creierul copilului, cum se dezvoltă și așa mai departe, n-am citit absolut nimic cum se pune scutere, cum se înfașă un copil, cum se spală. Nu, eu mi-am luat copilul singură și l-am spălat prima oară, adică n-am așteptat nici să vină mama să-mi zică cum să spăl. Adică, înțelegi? Adică eu chiar am făcut lucrurile singură. Apar n-am ce fac, dar le-am făcut și le-am făcut bine până acum. Mm-hmm. Pentru că copilul meu este sănătos, merge de la 11 luni, mănâncă singură,
Adică mi se pare că pentru un copil de un an și două luni face foarte multe. Și mi se spune des, oamenii atunci când o întâlnesc, spun, Doamne, cât e de... E zvăpăiată, e... Doamne, nu stă o secundă, se dă jos din pat, din canapea, se urcă singură. De ce? Nu, e ceva, oricum mi se pare oricum mi se pare că la tine mult din ceea ce faci și din ceea ce decizi în viața ta e nativ, e foarte mult instinctual și nativ la tine. Așa vreau și așa îmi doresc să fie în continuare și atunci când vorbim despre Anastasia, dar ți-am zis, mai sunt anumite momente în care ți-am zis, m-am dus la doctor pentru că a avut ea ceva și mi-au zis atunci, păi da, știi că poate să fie aia și efectiv mi-am dat seama că câteodată medicii te pot băga într-o panică. Și de atunci, de când ai ieșit de la medic, te gândești la lucrul ăla. Dacă copilul cade, aoleu, să nu se lovească așa, că sigur îi se întâmplă ceva. Uh-huh. Lucruri pe care eu, până să ajung atunci, eu nici mă gândeam că ar putea să aibă vreo simptomă de acel lucru, știi? Adică, și oricum, ce ne știi nu te afectează, adică mai cred și în lucrul ăsta. Bine, nu la nivelul în care să nu te documentezi. Stai liniștită că eu am dar copii oricum, și mari și mici, cred că sunt unele de toate vârstele și încă mai sunt lucruri în fața cărora sunt, aha, nu știam lucrul ăsta. Da, exact, adică... Am pus un filmuleț cu roua, învârtind, ținând-o de mâini și făcând-o avion prin casă, adică ce face orice tată cu, mai ales fetița. Dacă aș spune tot ce face Florin cu fiimea, Doamne, că... Și mi-a scris o mămică și am dat dreptate, dar nu m-am gândit, după trei copii cât am făcut, că aș fi putut să provoc asta... Mi-a zis o mămică că soțul ei a făcut la fel cu fetița lor și că i s-a dislocat cotul. Dar nu vreau cotul. Să știu asta, nu voiam să știu asta. I s-a dislocat cotul și a trecut prin trei operații ca să-i Vai, pună Doamne, cotul. Ferește. Ceva. Nu știam că asta se poate întâmpla. Adică câteva lucruri în viața asta... Cred că chiar nu-mi doresc să le știu, aia pentru că am impresia că sunt mai liniștită. Nu am impresia, cred că sigur sunt mai liniștită. Și așa se mai întâmplă și cu unele momente sau experiențe pe care le ai în momentul în care devii mămică, că te întâlnești cu ele fără să vrei. Și da, eu oricum, eu sunt foarte atentă atunci când pățesc cu Anastasia. Deci eu am momente când... Uite, Anastasia mea, de exemplu, eu am legănat-o pe picioare. Vrei să zic că n-am legănat-o pe picioare? Eu știu că nu e un lucru neapărat ok, dar a fost momentul când n-am legănat-o pe picioare. Dar acum, după noile... Norme, ca să spun așa, de copilul nu trebuie legănat pe picioare. De ce? Eu am fost... Nici măcar n-am citit exact de ce nu trebuie. Știu că nu e bine. Și noi, pe fetele mari, pe gemene, le legănam pe picioare. La Roa n-a mai fost valabilă treaba asta. Adică s-a schimbat parenting-ul între timp. Da? Da. Eu am mers pe ideea că dacă mama pe mine m-a legănat în picioare și sunt atât de zdravă, sigur și a fata mea o să fie zdravă. Nu mai ales că îți spun sincer, la mine a fost foarte greu. Anastasia a avut colici. Aveam momente când nu dormeam nici două ore pe noapte. Deci a fost... Deci crede-mă. Cred că multe mame mă vor înțelege acum când explic toate lucrurile astea și a fost... Eu nu mă așteptam chiar să nu dorm atât. Deci nu mă așteptam în viața asta. Nu? Deci cred că primul lucru pe care... atunci când îmi spuneau dormi, zic, ce oameni și toți care mă văd, dormi, dar lăsați-mă mă că dorm când vreau eu. Și când a venit copilul, ai înțeles ce înseamnă a dormi. De fapt, lipsa lui a dormi. Lipsa și faptul că sunt atât de rea de somn, că sunt rea de somn. Acum am realizat cât de rea sunt de somn. Și da, a fost greu. Și crede-mă că după ce o legănam, stai seama, eu am 46 de kilograme, da? Atunci când am născut, nu știu cât rămăsesem, mă rog, nici mai contează. Nu eram, tot mică eram. Imaginează-ți, ea având kilogramele deja de la 3-4 kilograme în sus, s-o adorm în brațe, la un moment dat nu mai puteam. Am și niște probleme la spate cu musculatura și mi se contractă ceva groaznic, oricum am niște contracturi oribile. Și efectiv... Singurul moment în care am plâns de când am născut pe Anastasia a fost din cauza acelor contracturi. Și a fost pentru că tocmai nu voiam să o pun pe picioare, pentru că știam că nu e neapărat bine. Și preferam să mă plimb cu ea prin toată casa să o legăn. Și dacă dormea, să dorm cu ea în brațe. Și îți dai seama, nu făcea bine. La un moment dat, până când nu am mai putut. Efectiv, știi când faci un lucru pentru că nu mai poți și chiar dacă nu e bine, îl faci pentru că nu mai poți.
Și așa am ajuns practic să o legăm pe picioare. Dar nu, iartă-mă acum, că nu știu. Acum suntem la dezvățat, ușor, de ușor. A, nu e bine să o legem pentru că se învață prost? Nu, ceva ce? Cu capul, că nu știu cum mi se... Nu știu, chiar n-am citit. Uite, să citim acum, chiar n-am citit. Nici n-am... De ce nu e bine să le... De ce nu e bine să legem bebelușul? De ce nu e bine să legem... Deci, în continuare, eu nu zic copilul. Lucrul ăsta, dar chiar nu am... N-am mai... A, uite, e că sindromul bebelușului zgâlțit. Știați că există asta? Voi ați fost... Aveți... Am văzut o știre la TV după că a fost zgâlțit un copil și că nu știu ce a făcut la cap. Și după m-am gândit, eu zic, Doamne! Și... Mamă, păi copiii mei au toate sindromurile. Deci, la celălalt pol sunt jocurile de tipul de avionul, aruncatul copilului în aer. Doamne, dar cum să? Că nu-i fac așa. Alergatul cu bebe pe umerii noștri. Legănatul viguro în brațe sau pe picioare sau orice alte jocuri. Amintim așa. Și ce? Cine a atras în mod atent, jocurile de avionul când sunt permise. Statisticile arată că majoritatea copiilor sunt victime, răniți și decedați în urma zguduirilor de către bărbați. Tată, unchi, frate mai mare, tată, vitreg, iubitul mamei. Shaken baby syndrome. Doamne ferește și apără-mă. Mă rog, nu putem, știi, noi acum citim, da? Deci având în vedere sindromul că... zgâlțirii bebelușului devine astfel cauza principală pentru majoritatea tulburărilor neurologice probabil la copii. Cel mai mult ca sigur sunt exemple care au reușit să creeze acest nume, acest sindrom. Mamă, bine că nu mi-am luat autoritatea permanentă, autoritatea copilului, bine că nu mi-am luat copiii. Potrivit National Center on Shaken Baby Syndrome, în Statele Unite anual aproximativ 1200 de copii cad victime Doamne sindromului ferește. Zguduirii, iar peste 300 de bebeluși mor în urma zgâlțirii lor. Mă rog, la noi este un... Ce bine să nu știm unele lucruri. Da, și să-ți crească da. Mari copii și sănătoși. Exact. Asta ce ziceam și la... Dar oare la 18 ani, că, uite, apropo de relația tată-fică, la 18 ani, fetele mele oare poate să mă dea în judecată pentru că le-am făcut avion când erau mici? Nu știu asta. Nu știu. Ar trebui să te interesezi și deja să încep să vorbești cu ele. Uitați, fetelor, eu v-am făcut avion când erați mici. Acum... Nu, că mai bine să nu știe, că poate... Uite, eu n-am știut și n-am dat o judecată pe mama. Un lucru pe care știu că l-am de la tată, eu și fur foarte mult și din experiențele altora. Eu dacă aud la cineva, eu mă gândesc, omul ăla s-a întâmplat așa, chiar dacă nu, acum nu trăiesc după ce li s-a întâmplat altora. Da, ascult foarte mult și procesez informația și mă gândesc, ok, asta trebuie să am eu acolo și dacă vreodată am nevoie de această informație, o scot când am nevoie de, știi? Sau mă gândesc și, da, cred că am și chestia de la tate să simt omul de lângă mine, să-mi dau seama ce își dorește, am căpătat și s-a dezvoltat clar în timp și pune lucruri oricum eu merg și acum. Tot ce mi se întâmplă, eu cred că Dumnezeu vrea să se întâmple așa. Adică și piesa cu Carlos. Eu, Dumnezeu a vrut să se întâmple așa. Eu n-am făcut nimic. Pur și simplu am mers la nici. Ba da, ți-ai văzut de treabă. Da, dar asta am făcut mereu. Asta fac mereu. Și câteodată am avut toate, câteodată nu. Și tocmai de aia nici nu mai sunt. Știi, eu nu... Poate la început eram înfocat așa să reușesc. Acum și pe partea internațională să știi că nu alerg după el. Nu alerg după succesul ăla, pentru că mi-am dat seama că am alergat ceva timp și nu am reușit. Și pentru, cred eu, ca următorul pas care, nu știu, va pune o cărămidă importantă, să zic eu, în drumul meu spre cariera internațională, cred că va fi momentul în care eu las lucrurile de la sine. Și mă concentrez să fac muzică, un lucru pe care îl fac de când mă știu și, într-adevăr, totul pornește de la muzică. Crezi că ai fost mult prea încordată în anii ăștia? Încordată în sensul de, mamă, să-mi iasă, să fac, să dovedesc. Nu, dar nici n-am mai încercat real, nici n-am mai încercat piese internaționale. Acum... Nu. Tu ca personaj al propriei tale povești. La început am fost. La început. Primii 2 ani. Știi că omul încordat se vede. Nu, până la când am lansat eu piesa Ceasul.
Cred că până la 16 ani. Mm-hmm. După 16 ani a fost un moment în care nu mi l-a mai dorit deloc. Ce? Succesul internațional. Ah, ok. Era plecat din capul meu. Nu mai gândeam. Pentru mine nu mai era. Îmi doream pur și simplu să, știi, să fiu regină în țara mea și după, dacă sunt regină și în partea cealaltă, știi, decât să fiu așa câte o... cât un pion important în mai multe țări, prefer să fiu undeva bine. Mm-hmm. Un lucru pe care și acum îl gândesc. Dacă Memory s-a avut concerte în alte țări? Nu, n-am avut. Păi nici nu, n-am, adică n-a trecut. Dar era o piesă la... care cred că ar fi fost foarte ușor licențiată, cel puțin în zona noastră de Europa. Nu a fost licențiată unde trebuie, acolo s-au oprit lucrurile, pentru că nu a fost licențiată unde trebuie. Acum, după mulți ani de zile și pentru că am învățat cumva un pic această industrie și am auzit și eu cum se fac lucrurile, asta este concluzia. Că atunci nu a fost... Și că nu a fost momentul. Clar, nu a fost momentul. Nu era, eram pregătită, cred. Nu eram pregătită. Iată. Pur și simplu. E ceva ce ai vrea să perfecționezi, dar asta a perfecționat sună un pic pretențios. Să, nu știu, să faci un acord fin, să schimbi la tine în următoarea perioadă sau să nu la știu. Tine personal, nu neapărat profesional. La ce, la ce ai vrea tu să lucrezi? Să nu mai pese atât de mult general de părerea altora, pentru că chiar dacă poate dau impresia că nu mă afectează unele lucruri, uh-huh, din mediul online, în real, pe mine mă deranjează unele lucruri și de multe ori mă consum și încerc să explic poate în mediul online, dar nici măcar, că nu mai explic. Făceam asta la un moment dat, dar acum mă rezum la a da bloc dacă se întrece, întrece adică într-o notă urâtă modul de exprimare. Un comentariu sau niște comentarii negative, da, îți pot reteza, nu știu, bucuria unui succes. Mă uitam acum la joci în Romina VTM, da, rolul principal. Te-au dărâmat comentariile negative? Nu m-au dărâmat, dar îmi pare rău că oamenii pe mine nu m-au văzut neapărat într-o... Nu toți, că mulți mi-au dat, uh-huh, și am primit o mulțime, știi? Hai să nu generalizăm. O mulțime de comentarii bune, dar unii din ei au văzut doar faptul că eu am avut o asociere cu niște oameni care sunt oameni, uh-huh, care muncesc enorm de mult. Enorm de mult. Când zic că muncesc enorm de mult, chiar muncesc. Că și merită un loc. Că nu încearcă să pure locul nimănui. Și că real, eu am cântat ce am știut eu să cânt. Nu m-a auzit pe mine nimeni încercând să cânt ceva ca să... Nu știu, să arăt eu că știu să cânt și acel gen muzical. Și că eu totuși mi-am păstrat. Adică eu mi-am văzut de rolul meu. Când am făcut colaborarea, am colaborat și am colaborat într-o notă foarte frumoasă și a ieșit ceva foarte frumos, zic eu. Și că ce s-a întâmplat în cinema, că ce se întâmplă, că ce oameni vin, asta face parte, cred eu, și din faptul că atunci când ai atât de multe intrări și reușești să aduci atât de mulți oameni în cinema, se pot întâmpla, adică e inevitabil, dar asta nu are nicio legătură nici cu mine, nici cu producătorul filmului și niciun caz cu restul actorilor. Că, real, toată lumea a muncit enorm de mult. S-a făcut un film comercial, asta cred că n-au înțeles foarte mulți oameni. Romina VTM este un film comercial, în primul rând, un film destinat adolescenților. Are o poveste cu adolescenți. Are păi muzică. Cred că și aici a fost problema, că a venit la filmul ăsta... Tocmai pentru că erau foarte multe nume pe afiș, au venit foarte mulți oameni din afara targetului filmului. Și ei sunt pe această planetă și e adevărat, trebuie să trăiască. El este și... un film cu mesaj pentru adolescenți, poveste pentru adolescenți, mesaj, muzică. Așa cum vin muzică. Fanii mei, cum fanii mei au venit la filmul Romina VTM, așa și celelalte persoane, celelalți artiști, așa au și fanii lor, care au venit să-i vadă. Este perfect normal să se întâmple asta. Adică eu cred că Romina a reușit ceva ce n-a reușit niciun film românesc, să adune absolut toate genurile
muzicale la un loc, uh-huh. toți oamenii, toate tipurile de oameni, da? Și se aducă la film, să se bucure. De ce? De ce am reușit noi să facem un film așa cum am putut și cum într-un timp extrem de scurt, pentru că Romina a fost filmată în timp record, adică și asta între concerte. Septembrie-octombrie. Când noi eram, am avut momente când nu am dormit sau atunci zilele alea, într-adevăr, o vedeam foarte, foarte rar pe Anastasia. Mi-am asumat lucrul ăsta și pentru că mi-am dorit enorm de tare și am simțit că este un punct important pentru cariera mea, am vrut să-l fac. Nu mai contează că m-am chinuit și nici nu mai trebuie să spun detaliile astea. Așa am vrut eu și punct. Dar, asta zic, Romina a reușit să... A fost foarte multă muncă în spate și din partea mea și din partea lui Bogdan. Bogdan era la fel ca mine. Noi n-am reușit și m-am mutat zilele de filmat pentru că nu reușeam să ne întâlnim noi, pentru că el avea concert când aveam și eu și când aveam eu o zi liberă, el trebuia să plece după și eu la Anastasia sau, mă rog, invers. Adică o încurcătură. A fost foarte greu. Cred că echipa la un moment dat nici nu mai putea cu noi, cu programul nostru, pentru că era greu. Nimeni n-a pretins că e un film care să candideze la Ursul de Aur, la nu știu ce festival de film de la Sarajevo. Este un film comercial. Și care se practică foarte mult, inclusiv în Statele Unite. Sunt oameni aduși din alte și industrie. Și sunt artiști, o mulțime de artiști care vor să-și dezvolte și această latură, să descopere poate un actor bun la un moment dat, care cu siguranță el va fi în timp confirmat ca și actor. N-am eu pretenție acum să mă confirme pe mine cineva și acum să mă ia pe mine toată lumea să joc în filme. Nici nu aș avea timp să joc în toate filmele. La 3 săptămâni de când s-a lansat filmul, podcastul ăsta nu este despre cariera actoricească a lui Nicol Șeri, podcastul ăsta a fost despre artistul... Despre ce am făcut eu în ultimii 10 ani. Că uite, parcă ai și ales momentul focusul după 10 ani. Focusul care rămâne muzica. Dovadă că ai lansat... La câteva zile după ce ai lansat filmul, ai lansat piesa cu Carlos Sims. Și să știi că asta nici nu a fost. S-a întâmplat. S-a întâmplat. Nu am programat. Era... Voiam să lansăm în ianuarie și ulterior, până să lansăm filmul, am hotărât să fie data de 13, pentru că 13 pentru mine este un număr norocos. Ap. Când te vezi cu cea mai bună prietenă a ta, despre ce îi te plângi? Eu am mai multe prietene. Nu multe, nu te gândi. Așa. Am două moldovence. Am o prietenă din clasa a noua, Cristina. Așa. Și make-up artista mea, Ana. 4 sunt la număr. Dar să știi că nu ne vedem des și nici nu ne plângem așa. Vorbim în general. Și... zicem noi așa, uite, de exemplu cu Mălina, care și ea a născut și o culmea este fina mea, a devenit fina mea. Deci cea mai bună prietenă. Da. Și chiar vorbeam cu ea zilele trecute și analizam ce ni s-a întâmplat în ultimul an, cum am ajuns să naștem destul de apropiate ca și termen, să avem copil în același timp, să ne căsătorim în același timp. Adică am făcut foarte multe lucruri împreună în același timp, fără să ni le propunem și ea, până ea avea, mi-a zis că avea în cap de mult că eu vreau să fiu nașă, că ea vrea ca eu să-i fiu nașă și pe mine m-a surprins, am zis așa, zic, tu chiar gândiți asta de mult timp, tu chiar te gândeai la asta, adică da, și asta ziceam, că vorbeam cu ea și efectiv analizam. Mai și ziceam că uite, ziua ei este cu minte și doarme și ea n-a, nu știe aceea să fie obosită, adică are și momentele ei, dar doarme. Deci, în timp ce Anastasia ta? În timp ce Anastasia mea, dacă s-ar fi luat după mine, să zicem, eu aș fi zis, mai stai un pic, mai stai un pic că mai pot să nu mai dormi. Acum. Mai pot să mai dormi un pic, măcar un an. Da, adică, dar nici eu nu m-am luat după experiența altora și nu m-am luat după experiența mamei, pentru că nici eu și nici sora mea n-am dormit. Să vă spun și pe aia bună. Da? Da. Am fost, sora mea a dormit un an și eu n-am dormit 6 luni. O să faci al doilea copil, nu o să dormi iar nici în următorii ani? Nu pot să-i compar. Nu știu, da, o să fac al doilea copil după ce
cred eu că mi-am îndeplinit câteva scopuri din punct de vedere, așa, când mă gândesc la cariera mea. Adică mai ai de bifat niște lucruri? M-am de bifat. Dar tot așa lucruri. O să-l programezi? Adică o să știi în ce lună se va naște? Dacă Doamne ajută, sunt sănătoasă în continuare și o să reușesc să-l programez și pe cel de-al doilea, m-aș vrea să fie zodia leu. Deci da, bine, încă putem vezi... vorbi că am eu un leu mic acasă. Ok, deci încă vezi, încă poate se păstrează copilul să... din mine, că prin lucrurile astea eu mă simt așa copil, adică creează... Poate totuși alege altă zodie, nu știu. Da, nu știu, eu, mie îmi place zodia tatălui meu, pentru că tata e leu, chiar dacă m-am, da? De multe ori m-am contrazis cu el și când avem un subiect pe care să nu fim de acord, iese un pic, iese. Asta. Dar îmi place, îmi place. Deci, dovada... cea mai bună a faptului cât de în control este Nicole Șeriș și câtă maturitate și viziune cumva pe tabla asta de șah a vieții ei are, e asta cu programarea copilului. Deci nu i-a ajuns să-și promoveze primul copil astfel încât să se nască, dacă nu de ziua ei. Sau poate zice Anastasia, alege Anastasia zodia. Eu o să o întreb, mami, deci ce vrei să fie? Deci asta e cea mai bună dovadă că Nicole Șeriș s-a făcut mare. Și chiar dacă noi o vedem în continuare o copilă sau industria o vede o copilă, cred că merită mai mult decât asta. Iar când te vezi data viitoare cu psihologul, auzi. Am făcut și terapie, Mihai, am fost și pe acolo, știu, am făcut și terapie. Bine, da. Atunci dacă te mai duci la psiholog, uite, îți dau o sticlă de... De obicei vorbesc pe FaceTime, că nu avem timp altfel. Așa, îți pui un pahar de roze verite de la Beciu Domnesc. Perfect. Mândria Podgorilor, Moldovei și partenerul nostru și în 2023. Uite, pentru mi-e place roze, simplu. Să știi mereu. Mereu pentru roze. Tine l-am ales. Da? Așa l-am și aici ales. Ce scrie? Stai că am văzut ceva. Mândria... Aha, ok. Mândria Podgorilor, Moldovei. Și aici scrie fain și simplu. Foarte, e... foarte drăguț. Dacă n-ai luat un trofeu în ultima vreme, poți să îl folosești ca am trofeu. Am luat. Ai tot luat, nu? Cel mai bun artist în TikTok. Da, am luat acest premiu. Artist în TikTok? Da, artist care creează content pentru TikTok. Păi pentru că sunt artist, influencer, îți dai seama, da. Dacă ai făcut J Balvin cu da, telefonul eu știu că am dat lovitura, frigider. N-am ce să fac, eu știu că am dat lovitura și că mulți au rămas așa, îți dai seama. Care e cel mai vizualizat TikTok al tău? Nu la cu Balvin. Nu? Nu, știu că asta ai crede inițial, dar nu. Nu. Uite, cel mai vizualizat TikTok al meu are 1,8 milioane de... Ia să vedem, eu am aici. Spectatori deci cel mai vizualizat și dintr-un TikTok podcast fain și simplu. Are 5,4 și bineînțeles că este un TikTok cu Anastasia. 551.000 de like-uri. Wow. Jumătate de milion, așa. Și e piesa Florile Tale. Da. Cântată chiar de tine. Da, și cred că dinainte să apare varianta lui Suite, ca să demonstre și succesul meu. Oricum, în general, pe deci piesa... Deci ca să facă 555.000 de like-uri, trebuie să aibă foarte mulți spectatori și din afara țării. Nu, că n-am aici internațional nimic. E tot după România. Da? Da. Nu, uite, semeni cu... Nu știu cine, Doamne, ce minunăție, scumpete, micuță. Bine. Oricum, fiimea rupe pe TikTok. Asta când scoate hainele din mașina de spălat. Dacă vrei, putem să și încheiem podcastul. Cum, da, 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 gata. Cum te simți tu dacă... Sau să deschidem vinul ăsta roze verite de la Beciu Domnesc, cărora încă o dată vreau să le mulțumesc că le-a crescut în primul rând Podgoria și anul trecut și că pe lângă struguri cultivă și relația cu podcastul ăsta, chiar ne ajută partenerii noștri din fiecare săptămână. Și Beciu Domnesc și Check Bank, încă o dată să rămână și jos pălăria pentru relația asta de creștere pe care o avem împreună. Ceea ce îți dorești și ție, să crești în continuare frumos și muzical, să crești în continuare frumos și fetița pe care o ai cu Florin și să crești și numărul de vizualizări pe TikTok. Doamne ajută! Eu vreau pe YouTube să-l cresc. Pe YouTube vrei? Da, pe YouTube. Ce? Păi să am și eu ceva așa big. Big înseamnă peste, uite, hai, puneți o dorință. Peste, că adică... Sute de milioane, nu vorbim la... Sute de milioane. Și piesa, cea mai mare piesa ta pe YouTube, care e acum? Cred că în continuare dansează amândoi. Cât are?
nu știu, nu mai știu cât are. Peste 50 de milioane? Da. Și piesa cu Connector are multe. 71 de milioane. Da. Super. Cel mai vizualizat podcast al meu, eu credeam că sunt tare. Da, cu doctorul Constantin Dulcan are 3,3 milioane. Și eu credeam că sunt... Eu cred că este enorm. Pentru un podcast, pentru da. Un podcast. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc și eu. Nicol, te îmbrățișez. Mulțumesc. Exact cum scrie pe agenda asta pe care am primit-o de la Czech Bank. We are all made to grow. Suntem făcuți să creștem și dacă putem să o facem împreună și să vă fie de ajutor podcasturile astea pe care le facem săptămânal, atunci mulțumim fain. Ne auzim săptămâna viitoare.